Tu cum de n-ai fost sedus de uh, prezența asta a trupei Biogimafia pe scenă cu band, cu backup band? Că se pare că... Când că S-a încercat? Nu. <laughs> deci... Tocmai, că sună ca pula, nu are niciun sens. Lasă, am văzut Biogimafia cântând de Enrique Inglesias în drum spre mare prin 90 și nu știu cum, punea sau 2000. <laughs> Există așa ceva? Există această filmare? Nu există o filmare. A, e un happening. Asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat. Și trebuie să-l exonerez pe Chedi, că nu era prezent. Eram doar eu și Uzi și Greu, pe care vorba știu o țară întreagă, că l-am dat, dat în melodie, l-am dat la ziar. Așa. Și ne plăcea ce melodie era Bailamos. Ah, mă, dacă n-am pus-o pe ripici, cântam ca nebunii. Era și beți rău. <laughs> și atunci de ce nu vine album B.U.G. Mafia? Că așteptăm cu toți. Pentru că bani. Și noi așteptăm să vă faceți abonamente la Spotify. În pula mea. <laughs> Vrem muzică. Ok, dați niște bani. <laughs> ROG Zephyrus G14 este cel mai puternic laptop de gaming de 14 inch, portabil și accesibil, este subțire, elegant și incredibil de puternic, are procesoare până la AMD Ryzen 9 cu 8 nuclei și GeForce RTX 3060, iar afișajul LED Anime Matrix, disponibil doar pe anumite modele permite afișarea pe capacul laptopului a unei animații sau text personalizat. Bună ziua! Bună ziua! E serioasă treaba! Uh. Deci nu trebuie să mai zic cine e invitat. Ăsta e podcastul pe care mi l-am dorit de când m-au apucat să fac podcasturi. De când erai mic. De când era mic, exact. Și eu n-am văzut niciodată mic. Doamne, cât de simpatic poate să fie domnul Vlad Irimiu aici, de față, tata Eiichi, tata Vlad acum. Tata Vlad. Tata Vlad. Așa o să să punem în titlu, da? Neapărat. Neapărat. Ne de mai bine la sărci tata e, da? Nu, răb, nu, 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 mă interesează sărciu și clickbait. Tot, a pornit de la faptul că e un site porno de, 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 prostituate undeva în sud-estul Asiei. Așa. Care se numește tataie.com, scris exact cu doi oh, de e. și până nu e al meu, nasol, așa, și atunci am zis, ok, e momentul să facem o schimbare, probabil. Ok, și tata Vlad, când ai, eram, m-am mai folosit de-a lungul timpului. Bă, începem cu mulțumirile de rigoare, unu. Așa e cum se terminau albumele. Da, da, da. Eu încep aici. ca să get cu it out of the way. Mulțumesc pentru unul din highlight-urile carierei mele de DJ și de producător al lui Planet aici. Așa, bă meu. Bravo! Uh. Era moment dramatic sau să <laughs> pis, da mă Mulțumim! Ai cum pif mă piș pe el. <laughs> Așa! <laughs> uh, Băi, contrar Scusa, aparenților. Sper că. Nu, no, e ok. Tonul folosit n-a fost nepotrivit. Absolut deloc. Uh, păi, mi <laughs> în continuare sunt frapat, sunt foarte starstract în, 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 în prezența ta. În contextul în care am interacționat destul de mult. Nu te uit, nu. Ai frate. Da, știu, știu, dar în continuare este entitatea ta taie și este domnul Vlad nu o să mi se vadă gleznele de la șosetele astea scurte pe care le port în adida și atunci a dus cu toată entitatea, totul pe geam. <laughs> glezne goale la ai momente în care vorbim, 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 păi și ai niște switch-uri în care ești foarte serios și mă intimidez foarte tare. Și eu nu prea mă spune. ai văzut că sunt și tare în gură, n-am absolut nicio problemă, sunt și tu pe iz mai mult decât e cazul câteodată, dar în continuare sunt câteva persoane la care nu... și în momentul ăsta cred că sunt două din muzica românească, ești tu pe de-o parte și pe de cealaltă parte e Artan. Artanul care a zis una din cele mai adevărate și corecte chestii despre Biugi Mafia când i-am arătat piesa BMDG înainte solar. să iasă. Poftim? A zis Solar? Nu, ne-a zis Solar. Și cu asta ne-a... Dacă a, <gri> da, da. <gri> -am dat a zis. -am ascultat ceva și a fost Solar. <gri> <gri> e un personaj, Artanu. Și mi-a zis, ăștia, asta este piesa cu băieții de la Biugi Mafia? Zic, da, cum e el așa. Cei trei băieți de la Biugi Mafia. Da, cei trei băieți care sunt de la început până acum sunt doar ei trei, nu? Zic, da! Zici, asta este cea mai grozavă chestie la Biugi Mafia, că au reușit, domnule, să fie toți trei și să aibă la fel de multe coaie și consistență ca atunci când ne-am cunoscut pentru prima dată. Un adevărat compliment venit de la Artanu. Exact. În 2015 era discuția asta. Într-o cameră în care ne băgase grișul pe toți grămadă mulțumiri maxime lui Grișu pentru că el m-a intermediat interacțiunea cu domnul Vlad aici de față cu tata. Nu știam cum să fac. Grișu a intermediat mult. Exact. Grișu este acel om din deep state-ul muzical underground de la noi, care a contribuit efectiv, nu activ, nu pasiv, activ, în mod direct la crescutul unor trupe și corectează-mă dacă greșesc, biogimafia, Mafia, Paraziții, Șuie Paparude, tot ce a însemnat primul val adevărat de muzică alternativă românească. Pentru că una peste alta, biogimafia Mafia când a apărut a și fost... Și Vița, una. cred că a fost implicat și cu Vița. Și cu Vița. Deci și cu Vița. A, avut, a fost avut în toate... A făcut <coughs> Și Grișu, ca să înțelegeți, e un om care ține în spate infrastructura, partea logistică, a festivalului Sunwaves, ca să o lămurim și pasta, pe, pe zona de techno. Deci, efectiv, Grișu este unul din cei mai simpatici oameni, exact ca și tata e. E foarte simpatic, dar mi-e frică de el. Deci, așa e și tata, tata, Vlad, scuze, poate să confirme chestia asta. Nu vrei să te fuzi cu Grișu. Nu vrei, vrei să-l super pe Grișu, absolut deloc. Nici nu l-am supărat. Dar îi mulțumesc foarte mult. De asemenea, revin la momentul emoțional de carton, în care mulțumesc eu lui pentru unul din highlight-urile mele de producători, DJ, DJ producători, că acolo am fost DJ producători, la producție a fost și foarte mult și mă refer la piesa MMDG. Băi, deci mă mândresc cu piesa aia. În simț... continuare lumea ascultă, comentează pe YouTube da, la Am văzut. Ea. În continuare o punem pe unde ne ducem la festivaluri și este așa, înflorește publicul, brusc. La piesa MMDG și mi-am dat seama că am făcut o chestie cu adevărat importantă în viață când, după ce uh, s-a lansat piesa luni seara, am ajuns în weekend acasă la mine la țândărei și toți ascultau MMDG. Oameni de la care nu m-aș fi așteptat nici într-o mie de ani să asculte MMDG. Păi eram în Țăndărei local hero că aveam piesă cu Biu Mafia, Deci îți mulțumesc și momentul în care, când am făcut poza aia, mai pus cheia orașului? Ba da. Nu râde. Una mică, da. Nu, 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 e, am cheia orașului. Ați noi nu râde. Efectiv s-a întâmplat asta. Păi te distrează foarte tare. nu am primit cheia niciunui oraș. Eu am primit-o la De Deci este fix, fix, fix. O să intri în oraș, să ieși din oraș. În cui. Nu și în 2020, pe la începutul anului. Asta nu putea să cu tot cu cheia, aia, fie vorba între noi. Și îți mulțumesc că ai ales să vii la aproximativ. A fost o plăcere să facem piesa. A fost într-adevăr o experiență cu totul specială și pentru noi. Mi-a plăcut foarte mult și statul în studio și mi a plăcut toate lecțiile alea indirecte pe care le-am primit în zona managementului, pentru că. Păcat că nu le-ai aplicat pe, pe atunci. toate. Atunci, da. Asta e o chestie pe care și Ioana care e aici, o chemă aici, mi-o zice tot timpul. Băi, sunt, un, sunt, sunt bou, trebuie să recunosc. De foarte multe ori sunt foarte mare bou și mă, mă seduce atât de mult muzica în sine încât nu mă mai interesează restul. Asta e o boală de artist. Am problemă asta, n-am ce să fac. Da. Eu n-am avut. <laughs> <laughs> Mi-a plăcut să fac bani de muzică. <laughs> Bun! pentru că chiar vreau să avem discuția asta înainte da. să dăm rec uh, vorbeam despre banii care se fac din muzică. N-a da. fost discuție despre muzică aici în aproximativ discuții fără să fie menționată Biugi și teoria mea personală pe care o repet, probabil îi enervez pe ăștia care se uită la podcast este că Biugi este cea mai importantă trupă din muzica românească post-decembristă dintr-un motiv foarte simplu în chimia universală a lucrurilor Biugi Mafia înseamnă la fel de mult și la arenele romane în București și la club Alcatraz din Câmpia Turzii sau cum se numea Al Alcatraz avea un nume de ăsta de închisoare știu că ne-ai dus tu, ne-ai luat pe mine și pe plenetești la concertul ăla și am văzut, unul, ce înseamnă în continuare să ai fan de aia foarte hardcore. Era băiatul ăla care avea Biugi Mafia tatuat pe mână și ne-a arătat tot timpul bug, râdeam, râdeam, râdeam. Tu mai stai liniștit, ai gadi, nu e nicio problemă, sunt obișnuit, suntem profesioniști, am mai făcut, pe... lasă-l pe băiatul ăla, nu, nu te lăsa distras de el. Uh, la fel de mult înseamnă în ultimul sat din România, Biugi Mafia ca entitate artistică, cât înseamnă și în centrul Bucureștiului și cred că e singura trupă care a reușit chestia asta. Trebuie să recunosc că sunt de acord. <laughs> Cumva am reușit să <coughs> spunem niște treburi și să le reducem la un limbaj relativ simplu, pentru că asta a fost de la început, am făcut un scop din asta, să transmitem tot ce vrem să transmitem și tot orice mesaje pe care vrem să le punem în muzică. Să fie spuse relativ simplu, să nu complicăm lucrurile, cuvintele să fie din vocabularul uzual sau dacă sunt treburi de agățat care sunt mai off. Licențele atunci, poetice. Atunci sunt, sunt acceptate, dar să nu faci o, o regulă din asta, din potrivă să fie excepțiile. Totul a trebuit să fie simplu, exprimat și scris și. Relativ făcut. Muzică pe instrumentale, astfel încât să agați urechea, adică să nu fie treburi non-muzicale, din potrivă, să fie linii și fraze muzicale, uh, nu neapărat complexe, ci mai mult, la fel, pe același principiu, să fie plăcute urechii maselor. Și atunci e normal ca după. Ce faci odată asta, vezi cum funcționează, mai faci odată asta, ție să vezi cum funcționează, încă o dată, încă o dată, încă o dată, încep să ai o idee. Și ce ne-a ajutat pe noi foarte mult de-a lungul timpului au fost și concertele, modul la care am văzut că reacționează publicul la anumite piese, unde când, în ce note, de ce. Și astfel ajungi să stai, să faci ce vorbeam, un instrumental în... 2019, faci, 2018, îi faci refrenul în 2019, îl înregistrezi doar refrenul la sfârșitul lui 2019, în 2020, în pandemie, înregistrezi strofele rap, așa, și ai în iunie 2020, 8 zile din 7. Asta e povestea piesei 8 zile din 7. Da. Și la un moment dat ajungi să le simți. Când ai ceva cu adevărat special, sau când nu. Și unele lucruri iau un an jumate, aproape doi, unele piese, altele se fac în două săptămâni. Care e piesa care a ieșit cel mai repede de la BG Mafia și a fost și hit? A, și hit. <coughs> Cred că Pantelimonul petrece. Serios? Da. Aia a fost așa? Aia, textul piesei a fost scris de Dragoș. A fost scris de Kedi în integralitatea lui inițial. Eu și Uzi am modificat câte foarte puțin pe strofele noastre ca să curgă mai bine cu cum cântam noi atunci. Inclusiv refrenul cântat? Da. Ce tare. Doar că nu-i făcut, nu știu dacă a făcut el linia, ba, cred că el a venit și cu linia refrenului. Eu am făcut instrumental. Și el după aia a scris piesa toată și cred că a scris-o repede, din câte. Mi-aduc aminte, a scris-o foarte repede. Am mers în un am înregistrat-o. Pantelimonul petrece cea mai rapidă. Și acum ne întoarcem la 8 zile din 7. Pentru că ești un om foarte pragmatic și ai punctat o chestie foarte bună. Nu e nimic greșit să faci bani pe urma talentului pe care l-ai. Din potrivă. Din potrivă. Câți bani a produs 8 zile din 7? Cu creonul pe hârtie. Exact. Exact, nu am făcut calculul ăsta până acum, însă din veniturile în total, din drepturi și aici e o situație oarecum specială, pentru că noi deținem și drepturile asupra masterului și asupra uh, publishing-ului, uh, ce înseamnă, ca să înțeleagă mai mulți oameni, uh, banii care vin din difuzările pieselor pe radio sau în diferite situații TV. Uh, concerte, cluburi, etc. Și cu totul, în, cu tot cu streaming, cred că am depășit 150.000 de euro. Asta fiind? Cred că am depășit bine 150.000 de euro, într-un an de zile. Și mi-ai spus că asta e cea mai profitabilă piesă B.U.G. Mafia, de până acum. Cred că da, pentru că și drepturile, uh, colectarea lor a început undeva pe la mijlocul anilor sfârșitului anilor 90, însă era foarte proastă. era. Și a crescut în timp. Vorbind de organismul astea de gestiune colectivă. Exact, exact. CMRA da pe compoziție. Credidam pe interpretare și UPFR pe drepturile de master. Uh, altă lecție pe care am învățat-o de la tine este cât de importantă e absolută a unui artist și să stea pe, pe picioarele lui. Să fie propriului producător, propriului publisher. Uh, Asta am învățat și noi în timp, din nefericire. Nu am fost așa de la început, deși în activitatea trupei am fost foarte mult implicați noi. Cat Music, cât am fost împreună, au făcut o parte din treburile de promo, dar și aveau personal puțin. Și, adică era o bășcălie, dacă stăm acum să ne gândim ce înseamnă Cat Music în, în în anii 90. Dar, și am fost noi foarte implicați în tot ce s-a întâmplat cu trupa. Dar nu, nu cred că, că independența are, are un rol foarte important, însă nu este, nu este totul întotdeauna. Asta nu poate fi făcut o regulă. Nu la ceea ce ține de industria muzicală. Dacă faci pentru hobby, da. Dar dacă o faci profi, întotdeauna e bine să fii să... e mult mai ușor să începi cu ajutor din partea oricărei entități. Că e un label, că e un crew, un crew că e un radio, că e un producător, că e... Sari niște pași, urci niște trepte mult mai rapid decât alții din jurul tău care vor să facă același lucru. Dar da, pentru un artist, dacă ajungi să fii independent, cum suntem noi acum, e ideal. Asta e o altă lecție pe care foarte bine au învățat-o și au aplicat-o aplicat, -o, am aplicat -o Luca la Sig Music. Da. <coughs> Cumva, asta e un exemplu foarte bun de copil direct ideologic al trupei Biugi Mafia. Da, și în același timp n-au reușit să intre pe radio, n-au reușit să aibă apel la mase, au un public foarte tânăr și da, nu neapărat chiar atât de tânăr în momentul de față, dar adică au și uh, oameni și mai peste 25 de ani, să zicem, însă cumva nu au reușit să intre pe radio și asta a fost un mare minus pentru ei. În continuare. Este important intratul pe radio? În România, da. Și cred că în toată lumea. Adică, dacă... E greu să fii number one în billboard fără să fii pe toate radiourile din state. Adică, <coughs> e, nu prea se întâmplă trei <coughs> La asta mă uitam și eu că de fapt, piesele care au cele mai multe view sunt alea care sunt difuzate, nu, e, nu există. Eu eu în continuare mi se pare că asta cu staruri de internet, staruri muzicale de nu internet. Nu există, există și există nișe, și există tot felul de treburi și s-a dezvoltat foarte mult în în era streamingului tot ce înseamnă muzică. În același timp, dacă vorbești de bani foarte mulți și de făcut un business din asta, de cele mai multe ori câștigătorii cei mai serioși sunt cei care sunt și pe radiourile mari, că sunt în UK, în Germania, în, 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 în US, nu are importanță. Dacă ești pe radio, vorbești de altfel de venituri, de altfel de apel pentru companii care îți licențiază muzica pentru reclame, filme. Altă chestie pe care o apreciez... Radio are încă o influență foarte mare, peste tot în lume. N-a murit radio. Încă nu. Uh, cred că o să există o emergență de asta a tuturor mediilor ăstora online și offline la un moment dat? O să fie unul și același lucru internetul cu radio, cu televiziune, cu... Radio în forma lui actuală nu cred că va mai exista foarte mult, pentru că nu este foarte... Este încă practic, dar peste un anumit nivel de vârstă. Practica gadget și nu știu cât de mult va mai fi. E cântecul cu delebă, dar radioul lui acum, în perioada asta, zici tu? Oricum, audiențele lor scad în fiecare an. Deci nu e ca și cum e o noutate. Adică, asta se știe. Da, și eu pierd Și TV-ul și radio pierd de la an la an public către conținutul de pe net. E ciudat, pentru că în istoria televiziunii private din Statele Unite, care e cea mai mare industrie a televiziunii, anul trecut, cei drept a fost legat și de un moment politic și de răscruce la, la America a și avut a fost mare. mai mare pe ne decât pe TV sau ce? Nu, au avut cea mai mare audiență din istoria televiziunii, de când există televiziunea privată în, în, state. Nu mai știu cine a avut. Cred că Fox-ul Trebuie să verific. Da. Dar e contextul. Asta zic, adică nu cred că o să mai întâmple asta. Și prea America prea. e o piață complet Ruptă de restul lumii. În sensul că sunt cu totul alți bani acolo. În sensul că, ca să o proporționezi, Coca-Cola are din 100% din bugetul, din veniturile Coca-Cola, 50% din Statele Unite, restul 50% din restul lumii. La fel și bugetul de marketing. 50% se în Statele Unite, 50% este în restul lumii. Și atunci. Că asta e altă chestie pe care Super apreciez. 60.000, Cam așa, da. Asta e altă chestie pe care o apreciez foarte mult la Beauty Mafia. Nu știu, mi se pare că ați rămas uh, 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 foarte conectați la, la public și la publicul românesc. N-ați fost seduși de ideea asta de a face chestii pentru state la un moment dat? Ba da, dar nu neapărat am făcut ceva pentru asta. Acum o să încerc să fac eu niște treburi pe cont propriu, mai mult pentru piața de non vorbitoare de limba română. Am văzut o chestie... A, tata Vlad, featuring artiști, vorbitori de spaniolă și engleză. Am văzut chestia asta și am văzut că ai făcut site-ul ăla, chiar vreau un pic de să am am pus niște bituri, da. Exact. Ai pus da. niște bituri și ai spus, bă, care să simte în stare să dea pe ele? foarte la pula goală așa și foarte relaxat, dați pe ele să vedem ce iese. Simți ăsta al hitului pe care foarte clar care foarte clar este la Biugi Mafia. La mine a fost cultivat de când eram mic. Cumva, din cauza comunismului, cred și a limitărilor pe care le a impus în accesul la muzica din lume și la... în România ajungeau doar hiturile. Ajungea Boniem, dar ajungea trei piese la Boniem. Ajungea dar ajungeau cinci piese de la Adică spuma spumelor, făceau unii niște mixtape-uri pe bandă sau cum morților le făceau, că aveam pe bandă respectivele compilații, pe bandă de magnetofon le ascultam. Unde încep eu să-mi aduc minte la 4-5 ani. Și aveam magnetofon în casă și mergeau numai hituri și oricum, bineînțeles, și pe radio românesc nu prea era muzică internațională, ci deci era foarte cu minte, implicit, super hituri și muzica românească care de multe ori era copiată după super hituri de afară și na, nu avea nimeni o problemă cu copyright în perioada respectivă că nu pula mea durea vreau piesele la capitaliști dar n-a fost asta și muzica românească de după 90 foarte mult? ba da, cum să nu, pentru A... că nu aveam noțiune de copyright și au, auzind o piesă de al nu știu cine, care spunea exact cu o piesă pe care am auzit-o în 92 afară. Ha! Poți să faci asta? Cine pula mea știa că există drepturi de autor, că așa, că sampling, că interpolare, să iei o linie, o frază muzicală dintr-o piesă, că toate astea. Habar n nu, nu exista informația asta în România. Și oricum, prea puțin s-a dorit să făceau mulți bani din piraterie în România. Publicul românesc a fost foarte în foame de tot felul de conținut, muzică, filme. Nu mai ți minte că pula mea se ducea lumea într-o hală ca asta la, la, video. Da. Cum să nu? Ziceau oamenii și plăteau bilet să aveau unul, punea un video cu un televizor și, punea filme de pe caste video. Și lumea plătea. Adică... S-a exploatat foamea asta, zici? Mult. Și pe bună dreptate, românilor, românilor le place să se distreze, să simtă lucruri bă funcționează la noi dramele astea extreme, ori fericire, ori tristețe, ori. Lea cu Biugi Mafia, când nu prea sunt piese de astea mellow la noi, mid de middle ground. Înțelegi cum mai asculta, să în uh, repul East Coast din anii 90, unde erau mai jazzy treaba în multe piese, na. La noi ori e agresiv, ori e dulce, ori e trist, rău, ori e... Nu există cu... Și latinitatea din sânge, probabil, că... De, zici De că... De rup în două. Ori e fericire, ori e... mi se rupă inima, ori... E normal. Are sens, deci... Biugi Mafia, corectează-mă dacă greșesc, e o trupă care lucrează cu emoția primordială. Și mult cu căpățâna, de la început, da, ne-am folosit de ce experiențe și ex -ă, cunoștințe aveam noi atunci despre cum să facem lucrurile să funcționeze. Pentru că, dacă să te gândești, noi am înregistrat primul album, am început să-l înregistrăm, că nu exista un label la care să l lansăm. Vorbim de celebru album de pe care... Mafia, l-am început să înregistrăm pe la începutul 95 și nu există atunci un label. Între timp au apărut discuțiile cu AMA și l-am lansat la AMA. Dar... Albumul a fost lansat în două variante, pentru că a avut parte de o reeditare ulterioară. A avut parte de o reeditare mai pirată. Uh a fost instrumentată de vreunul din membrii biogimafia. Mafia aia? Ce a fost instrumentată de membrii biogimafia, Mafia a fost momentul în care s-au dus în birou la cel care pirata proiectul și a spus ori te oprești, ori ne batem. 1997 7, 8, ceva 7-8 pe acolo, că ți minte, încă am caseta. Cred că 8 pentru că era de cartier albastru și făcuse și reeditarea albastră. Reditarea era albastru, dar era spre negru și era poză cu voi trei. Da, da, era cu dat spre de cartier cumva. Am înțeles. Și răspunsul a fost... S-a oprit. 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 Băi, s-a oprit un pic cam târziu, pentru că, uite, eu ăsta, Biugi Mafia, ăsta, primul album reeditat. Băi, au luat mulți atunci, că erau... De a ajuns și în care... Săndărei. Adică eu de acolo mi l-am cumpărat. Dacă ajungea ceva în Săndărei, exact cum spuneai tu, ca în anii 80, Ajungeau doar super hituri. pe păi asta, da, a fost. A fost. Și erau piesele, țin minte și acum, la 2 metri sub pământ și unul din refrenele mele preferate și citatele mele preferate din B.U.G. Mafia pe care îl folosesc în continuare, oamenii de față of camera poate să confirme, îmi bag pula mă, este Raid Mafiot. Mă joc, Doom Eternal, îmi iau bătaie și răspunsul meu este, îmi bag pula mă, este Raid Mafiot. Este răspunsul universal în fața mizerilor care mi se întâmplă în continuare. ce mai spune bine? Ok. <laughs> exact. S-a transformat în bine. Ok. A trebuit să stau să-i explic la, la, momen, la un moment dat lui Martin de la Bar 9, unul din precursorii dubstep-ului ăsta modern, artist britanic, cât de importantă pentru mine este vorba în Backpull mă-ta, este Ride Mafiot. Și el a zis, it's like your dollar dollar billio. zic, exact, exact despre asta. Referința lui era Uta în clan, la mine, pura mea, fiind român, B.U.G. Mafia, n-am ce să... De-aia zic că sunt star Tu râzi de mine, că am intersectat Bă, -am și înțelegem și pe mine. Tântălei eram când făceam albumul ăla, adică... <coughs> foarte, foarte... Dar a fundat în muzică. Băi, a fost... Alt... Am vorbit aseară, uite, altă poveste. Aseară am tras podcast cu Adi Despot. Și am vorbit despre alt album foarte important în economia muzicii românești, mai ales de dinainte de 2000, albumul fenomenal al, lor, care a fost în Bapula, cred că primul album de rock de la noi, care sunam în pula mea, album de rock. Modern. Modern, sunau tobele alea cum trebuie, era piesa aia, basul și cu toba mare. Bă, era convingătoare. Da. Și despot spunea, <coughs> în același timp, dacă stau să. că tot a vorbit de artanul la început, timpuri noi sunau mișto de tot. Doar că în momentul în care au scos vizita de vie fenomenal a sunat cumva mult mai actual toată treaba. Mult mai american. Da. Și mișto. După care a venit senzaționalul basca abundenței de la timpuri noi, care a ridicat iar standardul. <coughs> Era o concurență foarte sănătoasă între artiști cu educație muzicală și cu pedigree foarte corect în ceea ce privește background-ul muzică. Ascultau foarte multă muzică. Să vedea că ascultă. Eu nu cred foarte. că artiștii din ziua de azi, puștanii, nu ascultă multă muzică, din potrivă. Cred că ascultă foarte multă muzică. Și dacă foarte e, multă muzică. sunt tot felul de artiști care sună în diferite feluri și interesanți. Tu cum de n-ai fost sedus de uh, prezența asta a trupei Biugi Mafia pe scenă cu band? cu backup band că se pare că, că s-a încercat nu <laughs> deci... tocmai că sună ca pula n-are niciun sens a trebuit să zică tata e că e mult mai convingător adică, de... bă, ori ai bașii de pe piesa aia nu-mi nu, nu place ce fac mulți americani de mulți ani încoace când cântă deasupra uh, pozitivului deasupra uh, piesei uh, da, da, finale da, da, da cu vocile înregistrate și cânte deasupra vocilor lor și uneori, uneori se mai opresc. Nu zic să nu te oprești, în marfă să te oprești în concert să lași publicul să cânte, dar nu aș cânta pe pozitiv și de de multe ori au fost probleme de sunet la noi și mai ales din fapt, cauza faptului că eu făceam eu sunetele pe scenă, ceea ce e nebunie. Dar da. na, era un fel de lăutărie ce se întâmpla mai de mult. Iar asta cu live-ul cât am auzit, nu mi s-a părut că poate să păstreze joasele de pe piesele originale, vibe în general, agresivitatea, că pe piesele originale la lovește, snare la lovește la 127 velocity non-stop. Sentință. Vor, exact dă, tobarul ăla cu, 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 toate mâinile lui de fiecare dată. Un tobar live nu are cum să facă asta și nici nu asta nu asta e scopul Stai asta e o chestie de producție, oameni care fac muzică și se uită acum și se interesați. <coughs> Probabil să vrea să știe și asta. Și n-ai cum să obții agresivitatea aia din, dintr-o cântare cu band. Niciodată. Nerul la BUG Mafia are 127 velocity tot timpul. Avea uneori. De mult timp am nu mai are am mai învățat și noi, noi mai suntem chiar atât de proști, dar la început eram proști rău și așa era. Și oricum, pe multe piese rap, chiar și dacă te joci un pic cu velocity nu se duce la 80 pe a doua bătaie din măsură. Topă la 100 pe acolo. Se duce 100, 100 și ceva, adică doar cât să se simtă un pic de... Dar agresivitatea se, se dorește a fi tot acolo și in your face totul bătut și cântat și... Na. Doar dacă, nu știu, vreau să mă vând la corporate events poate facem o treabă. Vorbim să la un moment dat de un unplugged de Mafia, de exemplu. Asta ar fi tare. Vorbisem de cu, cu cazane, adică totul o să fie ceva instrumente pe care le-ai întâlnit pe stradă. Adică cazane în loc de tobe, un contrabas pe post de bas, o chitară rece, o vioară și atât. Un și în continuare mi se par și, din, și, din aia, și, din aia să cânti toate piesele B.U.G. Gimafie. de ce nu s-a întâmplat asta? Pentru că pandemie. Serios? Mă așteptam Era... răspunsul să fie pentru că suna ca ful. Nu, 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 ar fi putut suna foarte interesant pentru că te duceai în extrema cealaltă în care nu erai, erai laud dar laud cum niciodată nu ai putea să fii față de piese și adică un laud la limitele decentei. Să dau o referință foarte hipsterească acum, un concept de ăsta foarte aeneștruțânt de noi, Bouton. E trupa aia nemțească care fix asta făcea și suna extraordinar și era foarte agresivă și foarte melo în același timp. Aș fi vrut să văd Biugi Mafia aeneștruțânt între Sunt noi, Bouton. Sunt multe idei care nu s-au întâmplat de-a lungul timpului din diferite motive. Pe care o cel mai mult? Nu le pe niciuna. Adică ce ți-ar fi plăcut sunt... să... Nu mă doare nimic că nu s-au întâmplat. <laughs> care ți-au părut cele mai bune în afară de am plac de ăsta care acum că mi-ai zis sunt așa... o oh, chiar vreau să văd asta. Avut. BG Mafia de vreo mulți ani, de vreo șase, șapte ani, așa, nu prea mai e disponibilă pentru baluri de liceu. Că suntem scumpi. Da. <coughs> și nu au cum să strângă din bilete... <coughs> Să acopere un orariu și să-și facă și activitățile pentru... Și la un moment dat am zis, hai să facem un concurs, să, fac, să dăm un bal gratis, un concert gratis la un bal, dintre toate liceele din țară care face cea mai interesantă treabă legată de Biuji mafie. Doar că, la fel, din diferite motive nu s-a întâmplat. Bla... Asta mi se pare altă idee grozavă. Sunt foarte multe. <laughs> din, din fericire tot ce s-a întâmplat cu BG mafia s-a întâmplat tocmai pentru că noi am gândit destul de mult treburile pe care le-am făcut în momentul în care le-am făcut și na foarte multă la vreme, vreme. Să foarte multă vreme mai ales pe la festivalul de astea care au prins contur carne amploare acum și au prins și românii gustul festivalurilor. Biugi Mafia este o entitate un pic non grată Nu un pic. <laughs> Vreau să ne adresăm aceste chestiuni. Mi se pare no, anormal. Noi, n nu avem nicio problemă. Am zis că ne admirăm de la distanță, ne facem cu mâna din toate bune, nicio problemă că nu suntem la festivalurile mari. Noi cerem cât credem că ar trebui să cât merităm în respectivă în întâmplare, în respectiv eveniment, și dacă se acceptă prețul, bine, dacă nu, la fel. Prețul nu vine din burtă. Nu, 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 niciodată. În același timp, nu e mic. În momentul de față, suntem cea mai scumpă trupă din România, probabil. Nu, probabil, sigur, zic eu că m-am interesat. Și eu știu sigur, dar am zis probabil, ca să fiu elegant. <coughs> E total nepolitic să întreb suma așa sau... Nu, nu există o sumă fixă la noi. Asta zic. Variază în funcție de eveniment pentru că ne calculăm box office de fiecare dată. Adică ne calculăm impactul pe care numele trupei și aportul nostru la un eveniment îl aduce. <coughs> și atunci prețul e stabilit în funcție de asta. Asta e altă chestie pe care am învățat-o de, de la, tot așa de la tine. Eram, cred că, pe la bacău, nu știu pe unde, și mi-a mi zis foarte clar așa. Băi, azi ultima cântare unde ai avut? Acolo. Câte bilete ai vândut? Atâtea. Ia fă un calcul. <coughs> păi, asta care a fost fiul tău? Fiul meu și-a luptat aici. Era de șase sau șapte ori mai mic decât suma totală a biletelor. Și atunci, de ce nu cer mai mulți bani? Trebuie să te învăț eu. Păi, da, dar știi că. E așa și locație, că... E și locație, păi băi, tu te-ai mea. ai, zis-o foarte crud. Tu te pula, mea, am făcut piesă cu tine ca să-ți joc de ea. Și am zis, hai de capul meu, s-a făcut o rușine. Eram și cu copilul ăla de la Vijos la noi, zic. Locațiile hai, da -te -te. de multe ori fac și barul, adică și înseamnă mult barul de multe ori, sau cel puțin la evenimentele BBG Mafia înseamnă serios. Și atunci, da, ne permitem să mergem în cluburi, în ideea că luăm tot ce se face din bilet. O întrebare foarte stupidă pare și cred că e, dar vreau răspuns la ea. Care e profilul psihologic al fanului Biugi Mafia? Arată-mi, descrie fanul Biugi Mafia. Fanul ăla, Biugi Mafia. Nu mă refer neapărat la băiatul care avea tatuat Biugi pe încheietură de la, din Câmpia Turzii. Cred că sunt din toate păturile sociale oricum. Dar cred că au avut la un moment dat momente foarte dificile în viață și s-au regăsit cumva muzica noastră. Și acolo s-a făcut un click. Vrei să zic care e descrierea lui maica mea? Descrierea maică mea a trupei B.U.G. Mafia? Maica mea e foarte pasionată de muzică și în continuare mi se pare că e foarte fresh în gândire și oh, foarte la zi așa. Și a zis maică mea o chestie după ce am scos piesa cu MMDG a ascultat refrenul, a dat-o pe aia clasică, bă, dacă vouă vă place, zic, da, mamă, mersi, exact ce v însă -o de la tine. După care a stat să s-a gândit și a zis, bă, Biugi ca Steven Spielberg. Zic, ce? Stai, mă, așa, nu te grăbi. Steven Spielberg e un regizor care a făcut atât de multe filme și atât de diverse încât nu cred că e om pe planeta asta căruia să nu-i placă un film de la de la Steven Spielberg. Că e lista lui Schiller, că e IT, că îți asta mai copilăroase, că îți da astea mai serioase. Orice tipologie umană, la, oricare tipologie umană la un moment dat, îi place un film de lui Steven Spielberg. La fel e și Biugi Mafia în muzica românească. Nu cred că om din România care să asculte muzică, care să nu-i placă la un moment dat o piesă de la Biugi Mafia. Că nu e fan, că nu le ascultă pe toate, că dar sigur e cineva că Biu Mafia, a, sunt aia cu piesa aia. La mine, paradoxal, pe lângă hiturile alea, am reascultat azi noapte înainte să mă culc un 2 și 3 de 0. Mi se pare monstru piesa aia. Era la 21 de ani este atât de un point piesa aia, nu că ești aici sau Po, Păi bune, serios, la modul, la cel mai serios. Strica valoare intrinsecă. Este are atât de mult testosteron piesa aia în continuare, este instant banger. Și am ascultat și cealaltă piesa mea preferată, care n-a fost neapărat hit, care este două dube. Care, păi, absolută. Cât de interesate ești sau cât de mult te preocupă valoarea asta temporală a unor piese pe care le scoți? Să reziste în timp. E primordial. Dar e o preocupare pe care o ai. Bineînțeles. E premeditată la Biggie Mafia? Bineînțeles. Nu e viscerală, nu e talent pur și simplu și bă, nu, nu, nu știm nu, ce nu. facem și a ieșit așa. Nu, nu, nu. Sunt cazuri în care au fost schimbate expresii în versuri pentru că erau prea temporale. Referința ținea foarte mult de atunci cont de contextul ăla. De atunci, da. Mai ai un exemplu concret mai e nu, sau nu mai? Pare au fost de la un moment dat, trebuie au devenit un pic mai... Înțelegem mult mai ușor toți trei ce vrem să facem, în ce fel. Și na, lucrurile se întâmplă mai natural. Dar au fost foarte mult timp în care am avut discuții despre versuri și despre treburi. La modul ăsta. Atunci nu apare pericolul ăsta a prea căutatului? Ba da. Cam am auzit și chestia asta despre Biugi Mafia. Da. În ultimă Bă, prea sunt căutate astea de la Biugi Mafia în ultima vreme. Ca texte, ca versuri? Ca texte, ca versuri, ca prezentare, o, ca sunt... formă. Încercăm să facem totul la un nivel ridicat și să nu ai 100 și ceva de piese înregistrate și să nu folosești pe care le-ai făcut, cum ziceam, în... ai încercat să le ții într-un limbaj simplu și într-un vocabular de, de uz uh, zilnic și ești la 100x piesă și vrei să faci ceva care să sune tot simplu, dar în același timp să spui alte lucruri într-un alt fel. Hmm. Că nu pot să fac versurile pe care le aveam pe Decartier la nesfârșit, la nesfârșit, doar să mai schimb 4-5 cuvinte la trei versuri. Nu e... E autoplagerea un pericol? Da, pe care noi am încercat să-l să-l fentăm. Asta Am era întrebarea. Să, să facem piese cu subiecte un pic mai altfel de fiecare dată sau dacă reluăm un subiect să nu fie prea curând, să nu facem o piesă în 2017 și după aia în 2019 să facem o piesă cu un subiect asemănător sau treburi de genul ăsta. Adică nu, nu ai cum să ai chiar dacă de, ai o piesă în care nu prinde foarte tare, doar prin faptul că are ceva special și unic al ei, o face să stea pe propriile picioare. Biugi Mafia face parte din panoplia de artiști de la noi, care au cultura albumelor. A prins cultura albumului. Da, nu este într de album. Și atunci de ce nu vine album Biugi Mafia? Că așteptăm cu toți. Pentru că bani. Și noi așteptăm să vă faceți abonamente la Spotify. În pula mea. Vrem muzică. Ok, dați niște bani. Vai de capul meu. Uh, nu știu dacă... Păi, m -m bă, deci... Acum, pe bune... Toți uh, spunem că suntem fani de muzică, de artiști și oricum banii de pe Spotify sunt împart dubios rău, adică pe market share. Dacă Universal Global are market share de 40% la nivel global, ia 40% din toți banii globali și din România. Indiferent că poate în România nu are același market share, dar așa e de lucru cu Spotify. Deci ce vedem noi bani prin România sunt mărunțiși. E. În același timp. Chiar și asta contează, se vede în momentul de față, în 2019-2020, cum au crescut uh, abonații plătiți pe YouTube și au crescut veniturile foarte serios din cauza asta. Și atunci, da, ne întreabă Mulți. de ce nu scoatem album? Păi nu rentează încă să facem album, producția la Biogimafia costă mult. Costă? Da. Adică eu, am făcut. Eu sunt un producător scump, întregul proces de producție nu e unul foarte simplu. Inclusiv la MMDJ, când am lucrat, am mers într-un studio de la. Eu nu mi-aș fi permis în nicio formă să stau la mixing, într-un studio de la, să stau cu Cristi crec Dobrică stat, să Bibilescu. Cred că am stat, nu știu, 100 ceva de ore pe mixul ăla. Dacă nu Cam așa, da, da, da. da. Să stau foarte mult la recording, să stau foarte mult, adică la un moment dat ne sem acolo. Da în perioada în care s-a făcut MMDG. A fost și foarte minuțios. Ne băteam un pic și cap în cap că țineam foarte mult la estetica aia de muzică electronică. Tu mi-ai explicat foarte clar. O fi muzică electronică, dai B.U.G. Mafia pe aia. Hai să ne întâlnim pe la jumate să facem cumva. Uh, Mi-a plăcut foarte mult deschiderea asta de care ai dat dovadă așa. Că asta vorbeam și cu Planetești după aia când ne așteptam. Fiind obișnuit cumva cu colaborări la noi și cu colaborări din sfera asta a hip hop la noi ne-am lovit și de o rigiditate de asta care m-a obosit un picuț așa și nu știam, zic bă, dacă și aici ne lovim de asta, eu am, am, am plecat cu niște preconcepții de acasă că băi, na, totuși lucram cu Biu Mafia. Era foarte o big deal și zic bă, dacă o să ne lovim de aceeași rigiditate cum dracu menegeriez, cum fac, dar a avut mânuși de catifea, ai avut răbdare. Asta, mersi încă o dată și pentru asta. Asta e altă chestie pe care am învățat-o foarte mult. Trebuie multe să spunem că eu să fie hit piesa aia. A, Dar da, da. Vrut nu. să fie, să fie băiețeală. Să bă, fie nu puteam să ratez asta. pe masă. Tata a zis așa, bă, hai să vă pun pe hartă, hai să avem hit de radio. Momentul era așa, e foarte important. M-a <coughs> copleșit și valul de dragoste și respect care a venit din partea lui tata către noi, că nu mă așteptam la asta, sau nu mă așteptam să fie așa. Corectează-mă dacă greșesc. Dar tu ai zis, bă copii, bă băieți. BG Mafia n-a mai scos o piesă de 4-5 ani nu mai scosese ceva nou. Cred că de vreo 3 ani. Nu, vreo 3 sau, ani. sau, 3 ani. Oricum mult. mult. Pentru a mult. Fanii Mafia abia așteaptă să vadă ce face B.U.G. Mafia acum. Opțiunile sunt astea. Hit de radio. Să fie peste tot și să faceți și voi o grămadă de bani și cumva să vă prezint publicului mainstream de masă sau facem o băiețeală? Ce facem? Nu râde. Puteți să fii vedet, fi vedet acum. Puteam să-mi pula, da. Și zic asta în contextul în care eram deja trecut de 8 ani de televiziune de mainstream. Televiziune mainstream. Cumva în România, când te atinge Biugi Mafia, se întâmplă o treabă. O... Se întâmplă o treabă. Și eu... Unii am profitat de asta, unii nu. Nu am vrut să profit de asta. Am vrut să fac ceea ce îmi doream să fac cu Biugi Mafia. Mi-ar fi plăcut foarte mult să avem HID de Radio. Dar nu m-aș fierta niciodată să fi avut, că am avut oportunitatea de a face piesă cu pula de masă, cu Biugi Mafia și n-am făcut. M-am dus la rup. Bac, pula, sunt Sunt prost, dar sunt și panchist. Bă, în... când merge la festivaluri e... Merge de rupe, doamne ferește, e hit, dar e hit de ăla. Da, da. da. Merge chiar și la festivalurile alea, care nu vă da. cheamă. Da, știu. Știi cât de bine merge? Fai de pula mea. Îți zic eu on hands. Știu. Paradoxal cu unul din festivalurile de la noi am cam tăiat relațiile, deși eram sweethearts, fix pentru că am făcut piesă cu B.U.G. Mafia. Îți spun foarte clar, discuția a fost asta. Eu știu, dar îmi pare rău, zic acum. Că a, am, mă... băi, mamă, fie vorba între noi. Am văzut festival. S-a dus pe pulă Ustocu. Dacă are sens ce zic eu aici nu vor și nu o să las pe nimeni să-mi dicteze lucrurile pe care, să, pe care vreau să le fac. Nici măcar pe taie nu l-am lăsat. A vrut tataie să fac hit. piesă hit de radio și eu am zis, hai domnule să facem cu pula de masă. De asta zic că eu sunt ratatul absolut, dar e și asumat la mine. Da, mă Băi, mie îmi place muzica foarte. Eu spanchist. Vlad. Eu dacă am ceva în cap, o să zic foarte clar și direct. Știu că deranjezi, știu că e de căcat, știu că-i contraproductiv, mă doare în pulă. M-a întrebat tata ce vreau să fac, am ce vreau să fac. Nu regret nicio secundă din piesa mea MDG și nici decizia aia dacă m-a întrebat acum. Probabil că a zice hiderat. Nu, n-a zice. Nu, serio. nu chiar n-a zice. Nu, aș, aș, zice exact la fel. Asta vorbeam și cu Planetești. Bă, suntem niște oameni care am crescut ascultând Metallica și Slayer și pula mea și vine tata ei și te întreabă Hidă nu zic că... În pula mea. Las-o morții, mă sim. Pă bune, ne negăm. Și... Nu e vorba de sell-out. E... Ba, da, cred că e vorba de asta. Nu e, mă, nu e vorba de sell -out. Să faci muzică de radio e foarte complicat. Și riscant. Puteam să facem. Este o olimpiada la... Făcut de muzică. Nu la etala și sub. Autoreferința. Radio de... este... Păi și atunci tu ai avut certitudinea foarte clară, spre exemplu, la să sune trompetele care a fost după. O să intre pe radio? A fost făcută pentru radio, dar nu am prezentat-o la radio. N-am fost înainte să dăm drumul la piesă la radio, să zicem, uite, scoatem piesa asta, vă interesa să o dați. Pentru că știam că va fi hit de masă și noi eram destul de ok cu ideea asta, să ne facem banii din net și din concerte. Și radio a preluat-o întâmplător când a aflat de ea la șase luni după care a fost primul radio de care a difuzat? Și nu prea mai pot să o scoată din seturi. Mergem în continuare în playlisturi. Pentru că a avut succes în mod egal la femei și la bărbați, e greu să o scoată. Păi și atunci cu 8 zile din 7, cum a funcționat? Păi... A fost mai difuzată 8 zile din 7. Deci, tu mi-ai zis așa, 8 zile din 7 e cea Cred mai profitabilă. Cred că au crescut și veniturile colectate. Cred întâmplător, odată cu pandemia, când multe localuri care trebuia să plătească bani pentru muzică au căzut efectiv, s-au adunat mai mulți bani. Apropo de pandemie, piatul sub pauza apariției formației Biugi Mafia pe scenă a fost de... Deci, înainte... decembrie, când... 14 decembrie 2019, 15, ultimul concert. Și avem acum pe 13 august Deci Aproape 2 ani Mă rog Un an jumate Ca să zic așa Foarte mult Un an și În care n-am făcut aproape. nici repetiții Nici nimic Există tracul ăsta așa Probabil că o să nu. fac repetiții Da, facem repetiții care e prima săptămâna piesă? viitoare Adică în săptămâna de dinainte de cântare Da, 4 zile Și în a 5-a cântăm Mă așteptam să faceți repetiții 8 zile din 7. Da. E, e Kedi Chedi la mare și nu avem. Am văzut pe Instagram. E în vacanță cu familia și... Cu Chedi mă întâlnesc tot timpul la mall, în Vitani, și discuția este ce faci, mă? Bine, mă. Tu ce faci? Îi iau Adidas și asta. E cu fiesul și tot timpul de... Nu știu, deci, cum dracu, cred că are foarte mulți Adidas și copilul la acasă. Posibil, da, și da, deci cumpără tot timpul, îi cumpără. Asta e toată discuția. Ce faci bine? Eu te iau adidasul ăsta. Bine, bine. Pa. Acum e în vacanță, ok. E okay, activitatea lor. Tată, fiu. Hai să niște adidas. O, oh, și apropo de activitatea asta de tată. Tata e tata, e mare gangster, biu, mafia, nu știu ce. La un moment dat am a înflorit viața de familie. Nu a fost neapărat ceva de care am fugit. Nu zic că ai fugit, dar dintr-o dată așa brusc a fost prezentă. A. Întrebarea e alta. Apariția vieții ăsteia de familie, tata Vlad, a influențat decizia de a te muta din țară? A fost motivul principal. Adică, vreau să știu care a fost train-off totul, ca să zic așa tot. Păi, e complicat să crești copii în România, mediu în București e destul de agresiv și de nociv, ca să spun așa, și ni s-a părut mai ușor să ne creștem copii în Spania. Deci a fost Noi voiam să ne mutăm în Spania de mai de mult, doar că au venit copii și cumva cascadă, pam, pam, pam. Și ne-am mutat când aveam trei copii. Banii de artist superstar în România sunt ajuns pentru o viață decentă în Spania? Da, da. Nu sunt mulți bani, după cum ziceam. Adică nu. Drake face dintr-un show cât face toată lumea suflătoare și ascultătoare de rap din România într-un an de zile, din toate veniturile, show-uri, mărci, streaming și etică. Din nou, vorbim de nivelul. De diferența asta deci de... Un literat. show, un an. <laughs> un artist, un show, un an, o întreagă industrie. industrie da. Ai zis o chestie fixă înainte să dăm rec, care e foarte adevărată, dar e și foarte dureroasă așa și e foarte important să o spui tu. Dacă începe să mă lamentez, n-am nicio probitate morală. Dar nu e, nu e lamentare. Nici la, la mine nu e lamentare. E păi nu, din partea reformat, mea ar părea. Adică... Ai zis nu există fani de fapt, nu există fani în România, fani ai muzicii sau fani unei trupe. Numărul lor este atât de mic încât îl putem considera inexistent. De unde a venit asta? În contextul în care Biugi Mafia... Biugi Mafia are foarte mulți oameni care ascultă muzică și, în principiu, ideea de fan în România este că asculti muzica unui om și ești fan. Dar un fan, de fapt, înseamnă altceva, cel puțin în lumea civilizată este persoana care susține trupa cumpărând tricouri, cumpărând uh, tot felul de lucruri, bilete la concerte, uh, muzică de unde se poate cumpăra sau ascultând-o de pe platformele de streaming cu conturi plătite și etică, și etică, și etică. Adică... Asta cu biletul la concert mai are Biugi Mafia problema soldatului? Da. Da, este o problemă pe care o are orice artist român. Când ai avut ultima dată? Sau Ba, dar la show-urile proprii de la arene n au fost soldat, de exemplu. Doar la cel în cort. La cele în open air n-a fost soldat. Dar nu e o rușine să nu fi soldat? Am înțeles. Nu m-aș fi așteptat la răspunsul ăsta, sincer. Am. Cum ziceam, în România noțiunea de fan e... mai e, foarte, e, varianta foarte light da, exact, de fapt exact. Uh, și mai zis că ai simțit asta foarte mult mai ales în zona mărciului da și nu numai la concerte într-adevăr în cluburi de multe ori e, e ful. nu a fost neapărat o problemă asta uh, la producțiile mai mari, unde prețurile la bilete au fost mai mari. nu a fost sold out, dar noi nu avem o problemă cu asta. Vorbind de concertul ăsta anual, care deja începe să devină tradiție la arenele romane. Acum s-a mutat la Romexpo, am observat. Îl facem anul... Nu e, practic, o ediție a României Făgălăgia festivalului nostru, că, practic, l-am transformat într un festival de muzică rap și urbană și trebuie de genul ăsta. Dar acum, la Romexpo, nu e un României e un concert Biugi Mafia, făcut împreună cu, cu un promotor și cântăm și... Nu știu, vedem ce se Dar... E. Și la arene, locul e un pic dificil și la noi sunt probleme că sunt mulți fani care nu ar veni la arene, efectiv, din diferite motive. Unii că vreau, vor să vadă Beauty Mafia în club, de pe canapele și bla, bla 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 bla, chiar dacă nu stau pe canapele, dar înțelegeți ce vreau să zic. Alții că nu știu ce, că e prea scump, alții că locul ăla arată cam cum arată. Adică. Uh, Am avut mult feedback din punctul ăsta de vedere, de genul ăsta de asta zic. Producția a fost impresionantă, cel puțin la ultima rundă. Rom da. România făgălăgie cu toate ecranele alea. Cu Și adică la prima arată. a fost la fel. Tot da. cu un zid mare de ecrane. Apropo de România fără o făgălăgie care a zis că s-a transformat într-un fel de mini-festival al lui Biugi Mafia, tot timpul m-a interesat logica alegerii artiștilor din, din opening. Da, la noi în opening s-a cântat foarte rar. Asta a fost un eveniment, astea două au fost niște evenimente speciale pentru că le voiam a fi mai mari, să oferim mai mult publicului, poate să mai vadă și niște nume la care nu se gândeau sau poate au auzit și nu aveau neapărat idee despre ce și cum fac și etc. Și etc. Dar e complicat în România să alegi artiști pentru deschidere pentru că nu sunt mulți și atunci n-ai o plajă foarte largă din care să alegi și trebuie să te joci și faci un mic puzzle cu, și cu treaba asta astfel încât să fie ok. Dar și asta, da, e ceva care e foarte gândit. Și de cele mai multe ori la show-urile B.U.G. Mafia nu -o, o să, vezi opening act. Pentru asta e altă chestie pe care am De multe ori, dacă sunt uh, acturi locale, sunt prea varză, se duce toată atmosfera cu chiar înainte de show uh, în jos și nu vrei asta din potrivă, când mergem să cântăm în, A, să cântăm în cluburi, ne întreabă dj locali ce muzică să pună înainte. Că să facă, să bagă, să bage niște rap. Nu, nu, na na. <laughs> na. na, 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 Ce știi tu că le place lor? Ce îi face pe ei cei mai fericiți? Cei mai hype? Cei mai beți? Aia pune -le. Și că -s... Trupe care au problemă asta. Să nu pui hituri înainte Are de Nu, ei vă fac din potrivă. Să sară lumea în aer, să fie hype înainte, ca în momentul în care intru și eu, să nu intru la o cenaclu flacăra. Că nu. O oh, la Noi venim să facem acolo, venim să facem tămbălău, nu. Să spunem poezii. Fiind un om foarte upfront așa și foarte chenzon. Uh... Și ocupându-te în mod direct și de managementul și nu neapărat de, de booking, acum se ocupă Dragoș care face o treabă grozavă. Și un om care știe. Oricum, și la booking, tot facem împreună. El e interfața exterioară a bookingului, dar totul ține totul, tot de management și deciziile pe care le luăm împreună. Când vine vorba de booking, de ce oferte dăm, la ce bani, în ce fel, de ce sunt argumentate așa, bla 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 bla. bla. Uh. A luat vreodată țeapă la bani cu BG Mafia? Da, când eram mai mici și mai proști. Și pe măsură ce am luat țepe, am implementat noi reguli. Deci în, asta... A... în, contracte, în, în întreaga abordare a trupei față de evenimente și tot. Țepe cu contract ai luat? Țepe cu contract am luat, țepe fără contract am luat. <laughs> Cred că există doar astea două feluri, nu? Așa, <laughs> Bine, atunci Biugi Mafia a dat vreodată? Nu. Aici v-am să ajung. De ce? Nu e bine. Ai putea să te gândești cu o trupă... Toate lucrurile astea se întorc cumva și de multe ori unde nu te aștepți. Și nu... Dacă faci bad business, ești cunoscut ca făcând bad business. Am fost la într un într-un club, era Contractul făcut pe suma X, cântăm ora din contract, suma X oricum era gata încasată, patru luni de acolo vreau să mai cântați trei piese. Nu. Vă mai dau 1000 de euro, ceea ce era mult comparabil cu suma X. Nu. Vă dau 3000 de euro pentru trei piese. Nu. Pula mea lăutărie. Contract, ai avut atâta timp, at am cântat, bla, bla 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 Pa la revedere. Pula mea, te, duci tu să te lauzi după aia la toți verișorii tăi că au mai cântat B.U.G. Mafia, le-ai mai dat tu 3000 de euro și au cântat că e mai vrutul să cânti. Na, nu suntem genul ăla de trupă. Asta e genul de atitudine care altă chestie pe care eu cumva o făceam, dar din nou tu mi-ai confirmat-o și mi-ai zis stick to your fucking plan. Nu stânga, nu dreapta, învață să zici nu. Am învățat foarte multe chestii de la Vlad. Foarte multe. Dar repet, în continuare sunt un pic starstruck așa că e. Că e aici în aproximativ discuții. Presupun că ați refuzat și foarte multe colaborări. Da. O să dau din casă acum și o să pară că sunt nasol, dar nu sunt. Efectiv, a fost o discuție de asta foarte, cl foarte clară. După ce am scos Biugi Mafia, uh, eram la un festival în Timișoara, pusese muzică la aeroport de dimineață, m-am întâlnit cu Cornel de la VANC, care e mega simpatic, mă distrează tot timpul Cornel, și cu Andră. să sărumâna, să eram în perioada în care făceam și matinalul la Pro FM și mai interacționam cu ea și mi-a zis, bă, am văzut că a scos piesă cu, cu BG Mafia. Cât va a costat? Băi, nu știam ce să-i răspund, că zic, dacă dau răspunsul corect, um, nu-l crede. Dacă nu dau răspunsul corect, mă fute Vlad după aia, mă prinde. Mă prinde și mă, mă sparge Vlad. Ce răspuns să-i dau? Cum pot să explic? Băi, și l-am dat pe Da. Am zis, și știi că asta e treaba. Îl știi pe Vlad cum e. Adică, probabil că ai vorbit cu Andra la un moment dat sau a încercat să vorbească cu voi. Știi pe Vlad cum Nu prea pot să discu cu chestiile astea. Hai mă zi, Băi, și stăteam și mă gândeam cum pura să explic eu Andrei că efectiv a fost pe băiețeală și pe street credit și că piesa s-a făcut ca a vrut tata, e în pula mea să facă piesa aia. Efectiv. Sunt anumite treburi și anumite momente care se fac într-un fel și altele care se fac în alt fel. Exact. Și deci mi-e mi foarte greu să explic să explic lucrurile astea. Povestea piesei a fost următoare. Eram la Cluj cu Paul, la el în dormitor acolo. Știi, casa lui Paul care e un studio toată casa. Și uh ascultam noi, mi-a arătat el ideea asta de instrumental de dubstep și Paul zice bă ce tare ar fi, mamă ce tare ar fi cu Biu Gimaf bă ce tare ar fi. măcar cu Uzi măcar cu Chedi, măcar cu bă ce tare ar fi asta și cumva mă calasem eu am filtrat din ce a zis zic bă, aveam în cap timbrul lui Uzi pe piesa aia, zic bă ce tare, cum pula mea să fac îl sunt pe grișu. era singurul om cu care Puteam să vorbesc despre Mafia și știam că care intrare clar directă la. Îl sunt pe grișu, probabil grișu te-a sunat și te-a întrebat, probabil ne-a făcut lobby la cum îl știu eu, suflet de vioară, grișu Am chiar me găsim. Exact, așa a și fost, chiar voiam să facem o piesă, voiam eu să facem o piesă de genul ăla în perioada aia. De fapt, de ceva timp, doar că nu se vise momentul propice. Am trimis instrumentalul. Am zis, eu, ar plăcea foarte mult cu Uzi, dacă se poate. Da, da, vedem exact. Mai sunat după două zile și ai zis, bă, Uzi nu prea vrea să facă piesă. Dar mie îmi place foarte mult, eu vreau să o fac. Cu mine vreți? doar normal. Și s-a transformat piesa în piesă featuring tataie. După care, la alte trei zile, mai sunat și mi-ai zis, venim toți. Este ok, stai liniștit. Și eram așa, îți dai seama că eram o efectiv am fost overhyped așa cu, cu piesa, cum facem, ne-am făcut noi plan, ne-am tot întâlnit, s-a întâmplat până la urmă, piesa a ieșit, a nu știu ce, am, am fost fericit, a bubuit booking-ul, mamă, ții minte, în anul ăla, în 2015-16, m-a sunat Paul la un moment dat și a zis, bă, nu mai pune cântări, las o în pula nu mai merge. Făcuse la un moment dat, într-un weekend, știu că începusem joi și terminasem duminică și înghesuisem de joi până duminică vreo 8 cântări, vreo 7 cântări și era schizofrenic pentru că ți-am mai zis, noi nici nu avem simțul măsurii și suntem atât de îndrăgostiți de ceea ce facem încât luasem și sub sol în Sibiu și festival în fața Ateneului cu vița de, cu vița de vie și cu vama veche și cu, cu, vama în fața Ateneului în București și bă, era schizofrenic tot era o chestie foarte mică și obscură, unde noi ne simțim în largul nostru că acolo funcționează cel mai bine genul de muzică, ori o chestie de asta foarte de mase. Și ajungi să te pierzi așa un pic, să dilată, să diluează foarte mult, te pierzi așa un pic, îți recunosc, m-a dezechilibrat foarte mult perioada de cântări foarte, foarte multe. Tu ai grijă la dozajul ăsta al cântărilor biogimafia Mafia și la contextul în care apare B.U.G. Mafia? Un pic. Adică, să nu facem, de exemplu, două cântări în același fel, în același oraș, foarte repede una după alta sau treburi de genul ăsta. Dar în ultimii ani s-au cernut de la sine, de la prețuri. Și atunci a fost relativ simplu. Impunerea unui barem de ăsta, impunerea uh, unui preț de booking, zici că e o sită foarte bună, e un filtru foarte bun. Da. Pentru că cum am văzut noi. Dacă vrei să faci un eveniment cu Mafia, ar trebui să-ți permiți să faci evenimentul ăla. Să-l susții din buzunar. La Mafia toți banii se plătesc înainte, înainte să plecăm noi de acasă, practic. Sunt mai multe treburi. Dar e clar, în momentul când te decizi că vrei să faci un show mai într-un fel, ar trebui să poți să pierzi banii. Dacă nu ești în stare să faci asta, mai bine ne vedem de treabă, că nu... De pierdut nu-i pierzi. Chiar dacă nu-i pierzi, bineînțeles, dar trebuie să fii implicat. Dacă nu ești implicat în eveniment și prețul pentru artist e prea mic, nu pierzi prea mult dacă nu iese bine. Deci nici nu, poate nici nu da interes sau atât de mult să-l promovezi, poate deci aia lasă că merge hotel de două stele sau hai că merge nu știu ce, sau hai că merge nu știu ce, sau hai că... Nu faci concesii. Nu. Nu, de la un moment dat încoace doar de la patru stele în sus și asta tot pentru eveniment, să iasă cât mai bine. Noi, dacă avem un eveniment în țară într-o vineri, de cele mai multe ori plecăm de joi seara, ajungem de vreme acolo, ne odihnim, facem probele, ne mai odihnim un pic și facem evenimentul. Ca să fim la eveniment, la concert, cât mai în formă. A devenit asta cu... O, o, cât mai în formă chestia asta? A devenit mai grea cu timpul? Să simte trecerea timpului? E normal să simtă, dar nu e... Adică am o problemă. La Best Fest, spre exemplu, când a fost uh, faza aia cu... Mi-a plăcut foarte mult split ăla, că a fost și cu paraziții și cu voi. Best din 2010-11? 2012. 12? 12? Din 2012 am simțit așa o autoironie la tine pe scenă. Adică ai făcut destul de mult mișto de titulatura asta de tataie, ca să zic așa. La concertele Biogimafia Mafia eu slăbesc în medie cam două chile la fiecare concert. Adică las apă. Pe cântar? Da. Care a fost de cel mai... aveam, în perioada Best Fest portam două tricouri și erau în două flească. Până aici, până la curea. Și pantalonii de multe ori. Și, și la fleșcă, la modul că le storceam și ca și cum le-aș scos din Ligian a fost un concert în care am simțit foarte mult hype așa și foarte multă energie din public. Dar noi n-am fost în largul nostru acolo. De ce? Că nu era publicul nostru. La modul era public care știa mafia, nu era atât public de mafie. O scenă la Electric Castle s-ar simți în pielea ei formația B.U.G. Mafia? Mare are de Mafia problema asta în 2021? A, dar nu e la a fost o problemă de a se simți în pielea ei și am făcut... Nu, dar s-a simțit din interacțiunea cu oamenii, pentru că, de exemplu, am făcut un concert la Roma la 300 de oameni într-un subsol ca ăsta și a fost haos total de la început până la sfârșit. Și prin țară, la fel, treburi de genul ăsta. Iar în același timp, dacă te duci la un eveniment unde lumea știe mafia, interacțiunea dintre noi și public e importantă într-un concert ca să iasă bine, din punctul nostru de vedere. Și atunci... Care e politica prezenței Biugi Mafia la zile orașului? Dacă se dau foarte mulți bani pe care foarte mulți bani pe care îi cerem, mergem. De multe ori, Eu de pun... exemplu... Cântăm la zilele orașului în locuri în care nu își permite nimeni altcineva uh, nici măcar în club uh, prețul pe care îl cerem. Asta în ultimii ani. Eu puneam întrebarea asta gândind dar oricum la... nu cântăm la foarte multe. Pentru că adică ultimele zile ale orașului, cum să numim zile orașului, cred că a fost la Cluj 2014 la care am fost eu la voi. Au fost un fel de zile orașului acolo. Parcă să zic Cluj 2014. Poate 15? Turda? La Cluj? Nu, la Turda am fost cu voi la Câmpia Turzi, acolo unde am spus la Alcatraz, mă să nume. Și la Câmpia Turzi, după aia la, și la Turda am cântat și la zile orașului. Ah, ok. Da, mă rog. Dana nu știu în ce perioadă a fost Treaba asta la care te referi. 2014-15. Eu pun întrebarea asta gândindu-mă și la asocierea cu alte nume care au, nu prea au legătură stilistic cu BG Mafia. Ai, mai ai grijă asta? Nu, nu mi-a păsat niciodată. Singurul lucru pe care l-am spus la treburile astea este să nu să fim ultimii, să nu plăce lumea. Ah, ok. Că de obicei, mulți dintre cei de acolo sunt, erau veniți pentru noi. Și atunci s-a întâmplat de uneori când au fost au vrut să facă invenții și n-au pus înaintea altor artiști și n-a fost bine. Am observat asta inclusiv la Cirebru Forța azu ăsta, care să termină tot timpul, se termina cu cu Mafia, indiferent ce... Oarecum din același motiv. Și asta nu o spun ca uh. o treabă de superioritate față de ceilalți artiști, e realitatea din teren. Um, N-ai simțit cumva la un moment dat că fanii B.U.G. Mafia sunt un picuț agresiv cu restul artiștilor? Cu restul artiștilor ba de da. dinainte. Ba da. Dar n-am cum să educ la modul ăsta. Adică nu eu ar trebui să fac educația de genul ăsta. Nu prea nu vezi cap o responsabilitate personală? Nu. nu. Este o responsabilitate a societății, nu cel mai de sus punct din istoria BG Mafia și cel a fost mai de jos. Niște treburi, de exemplu, a fost o fază în care a picat Smiley la mijloc, nu știu, 2008 și pe 2009, undeva la Alba Iulia, la zilele orașului, când am avut noi o problemă cu organizatorii, nu și nu cu organizatorii, cu primăria locală, în discuția de a -a, așa, și ca să arătăm primăriei locale ce înseamnă biogemafia, era ultimul act, ne-am invitat fanii să facă gălăgie maximă, doar că au înțeles să facă gălăgie și pe partea și dinainte. Și... Da. a fost, au fost niște momente, dar n-ai Na, cum să oprești asta. Mai ales când e și alcool la mijloc și dacă e un om educat după niște alcool, poia un pic. N-ai cum să controlezi asta cel mai de sus punct din istoria B.U.G. Mafia și cel mai de jos. Nu știu. Din ce îți vine minte acum? Dar nu țin minte să a avut de jos. Bun, atunci pun pu altfel întrebare. <laughs> cel mai de jos la început. Că după aia a fost... Care a fost pragul peste care odată ce a trecut B.U.G. Mafia era inevitabil să întâmple ce s-a întâmplat? Și întreb care a fost pragul și întreb dacă erai conștient că ai pragul. Spre exemplu, din punctul meu de vedere, în sufletul meu ca om fan BG Mafia, care a cumpărat și mărci, mare atenție. Am primit cadou de la voi, mersi mult, Hanora cui pus la loc de cinste, dar am și cumpărat după aia. Uh, un 2 și 3 de 0 a fost o piesă care efectiv a fost alt nivel. Știam uh, BUG mafia. Asta voiam să spun și eu, că acolo a fost un nivel oarecum de confirmare, pentru că pusese de cartier, în, asta a fost în 2000, pusese de cartier în 98, în 99 am scos după blocuri, care a fost primit un fel de, și pe bună dreptate, că e mult mai greu de ascultat față de, de cartier care e aproape muzică ușoară, jumate din el. Vorba vine. Adică sunt piese foarte ușor de ascultat, foarte muzicale și a venit după blocuri ciocan, 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 ciocan. Și a fost, atunci a fost un moment în care lumea și credeau că e așa o treabă, Biugi le nimerește. Și a venit un 23 de 0. Și era inclusiv a, videoclipul. A fost și albumul cu un 23 de 0 a fost cel mai bine vândut album Biugi dacă e în calcul și single de pe el, pentru că a fost un album de 11 piese și atât, cel mai scurt album al nostru. El n-a vândut foarte bine de unul singur, dar dacă e în considerare single un 23, de 0 și single poezie de stradă după, are vreo 180.000 de unități fizice vândute cu totul. În 2000, Not bad. 2000, da. Deloc rău. Băi, da, videoclipul ăla, ții minte? 2000, 2000, și 2001, că poezie de stradă Așa, a apărut da. în 2001. Și videoclipul ăla cine l-a făcut? Crișan l-a făcut? pe Giu, la? nu. Giurgiu? Tudor Giurgiu? Da. Păi și videoclipul da. avea o estetică anume. Te-a interesat foarte mult și asta? Ne-a interesat întotdeauna asta. Și la după blocuri primul nostru videoclip și la ne-a interesat și am făcut un clip cu Giurgiu, Atomicu când s-a lansat a făcut niște clipuri vreo șase, 7 clipuri la niște da, piese da, da. românești care erau de succes în perioada aia Vank ca să aibă niște ceva să pună pe post 300 sud ai plecat uh, nu mai știu erau vreo și, și trebuia să fie și Biu mafia pentru 98 doar că și filmase Giurgiu toate clipurile într-un teatru, la teatrul Ion Creangă așa și schimbase decor, decorurile pentru clipuri și la noi era o treabă cu niște lumânări puse pe jos și s-a filmat clipul, dar eram tot clipul. What the fuck, ce căutăm noi aici? Ca la sfârșit să zicem, na. Na. Deci am fost foarte implicați în toate clipurile și în cele care n-au apărut. Și erați într-un moment în care te ajuta un clip pe o televiziune muzicală care tocmai se lansează. Da, dar dacă nu e ce trebuie, din potrivă, nu ajută, face rău. Îți dau un exemplu, clipul filmat acolo și după aia am făcut un clip cum am vrut noi după blocuri care nu. ăla chiar a fost next level. Adică filmat pe peliculă a fost art ar, și în Circulo Oredana a venit de fapt. Între ele a fost Circulo Loredana pe care la, în care la fel am fost foarte implicați. Foarte implicați. Deși a fost produs de Pro. vorbim de ridicăm la cer. Da. Um, ăla a fost un, 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 un clip și de fapt nu clipul, cât piesa, inclusiv single cu remixurile alea care mi au plăcut foarte mult că mi-a plăcut că am văzut apetența BUG Mafia de a se și într-o zonă de asta alternativă. Că erau a fost remixuri. Mai mult decizia lui Pro atunci, nu a fost atât de multa noastră. Ne-am trezit cu remixurile, Pulă, ame, ok, e piesa lui Loredana. Eu știu care e politica ta față de remixuri, de da, zic. Nu, dar atunci, și oricum, remixurile alea au fost multe în ele, chiar foarte mișto. Păi atunci a fost o... Future Groove, Uh, erau niște artiști, mai ales din zona asta de muzică electronică. Vasile, parcă a făcut un remix. Vasile, da, da. Și erau. Băi, sunau, erau bine. Erau foarte bine, Dar Antom a făcut un remix care și-l a sunat mișto, parcă, parcă, nu mai țin minte. Bine, acum vorbim de o relație cu un producător. Uh, e cineva care ne scrie nou un comentariu tot timpul. Ar trebui invitate doar Schneider, e DJ Fa... Băi, cu Eddie eu discut constant, ca să fie clar. Deci, bun prieten cu el, discutăm constant, este mega simpatic. A, asta ar trebui să faci acolo la el. Dar asta de trebuie făcut la el. Voi nu înțelegeți că dacă îl chem pe Edward Schneider aici așa și... Zeama. Exact, nu mă duc el în sebe și acolo, n-am făcut nimic. A, și a făcut o treabă foarte mișto acolo. Și a făcut un muzeu al muzicii. Nu doar atât, și treburi care se deschid cu butonașe, cu... o mea, foarte mișto, foarte, foarte tare toată treaba pe care a făcut-o acolo și e norocos că a avut cumva din ce a făcut uh, profesional între timp, de când a renunțat oarecum la muzică, a făcut un video mult, a reușit să construiască o treabă și să facă niște bani să construiască o treabă foarte mișto acolo și acum vrea să facă muzică din nou. Știu că de asta vorbim, mi-a și trimis niște drafturi de piese, mi-a trimis niște trends extraordinar de bun, un remix după Maria Tănase, un bootleg trance, EDM, foarte ermi, am b -b Buren așa, băi, sună incredibil de bine. Zic, hai să încep să o dau pe radio. Să facă muzică, nu? Știe, mă, să facă muzică. Sim. Eduard Schneider, DJ Phantom, e. hai să povestim un pic de relația BUG Mafia cu Edward Schneider și de relația lui Schneider în anii 90 cu mainstream-ul românesc. Pentru că el a produs foarte foarte mult. Serios? Păi, Edie din Sebeș, nu ne eram și eu. Așa. Și am intrat în contact prin popii în 97, 96. Când așa, el se întorsese, din, el microfono. se întorsese din Franța și avea sculele acolo în Sebeș și nu restă pe la băiatul ăsta și am fost pe la el, ne-am prietenit și acolo am făcut Jaf Armat, care a apărut pe pri pe născut și crescut în pantelimon. Născut și crescut, așa, da. Și a fost făcută cu el, la el în studio, Prima lui piesă făcută cu un artist român. Și după aceea s-a legat din cauza aia o relație cu popii și de acolo au făcut Andrei și Trei Sud-Est și... Uh, Candy? Nu mai știu dacă și Candy. Oricum, na, Foarte, multe tot trebuit. ce era mainstream. România s-a făcut la el mi se pare la început. Uh, Dar ai simțit în momentul în care lucrezi cu Schneider că sound -ul... La armat, e totuși altceva decât ce ai făcut până atunci? Bineînțeles că noi foloseam clape. Doar clape, la clape aveam acces. Și el a venit cu sampler. Și tobele sunau altfel, soundurile urile sunau altfel. Bineînțeles. Când ai început să te implici tu în mod direct în producție? Păi am fost implicat în producție de la început. Practic producția se făcea în funcție de ce ziceam eu și noi. Dar să o fac eu efectiv... Uh, am început Pantelii 1 pe trecei făcute de mine, de-aia și sună fals. Așa. Prima variantare. Prima variantare e falsă, în pula mea. Trebuie să în fac Faptul urmă. Că a avut succes așa cu, note false, pe. ai cu atât mai surprinzător, dar e oboz. Așa. Eu eram la tata și... în studio, paranteză scuze, și zice tata e, bă, să nu râzi de cum când la pian. Deci nu râde de cum când la pian. o Ei, să încep. Glumesc, o să râd da, da eu, a Asta era și ideea. Acum o să încep să cânt la pian. Ci drept era cam desen animat. Nu, nu vreau să dau mai mult din casă. Mi-a zis să nu râd, n râd, să râd acum, că mi-aduc aminte de toată da, situația asta. Deci, nu sunt vreun cântăresc la pian. Eu dom. sunt cu frazele muzicale, se pare foarte inspirat și de aici se leagă treburile. Cât de mult ai fost sedus pentru că asta e, e o capcană? E o capcană și nu e. Mi se pare că e și necesară. Cât de mult ai fost sedus de partea asta de sound design? Nu, nu prea mult. Am fost sedus de ideea de producție interesantă și de să sune altfel mai mult decât de a construi de la zero sunete. Asta nu e o pasiune. Sampling-ul stă totuși la baza hip-hop-ului. Adică rămas... Da, dar noi nu am folosit mult sampling din potrivă, că n-am putut. Și totul la noi a fost de multe ori făcut de la zero. Pe clape și computere după aia. Corectează-mă dacă greșesc acum o să vorbim de ce se întâmplă la nivel global. Cu Schneider a fost o perioadă cu în care am folosit sampler între 97 și 97 și 98. Da, dar e alt tip de sampling. Vorbim de tobe acolo. Și am folosit sampler pe după blocuri. Și pe unde și zero primele. Dar din București deja le făceam eu de la zero tot. O să mai revin asupra chestii asta. De fapt, nu. Nu vreau să revin. Vreau să ard acum un pic subiectul ăsta legat de etica sampling -ului. Mi se pare că în momentul în care a început să-și arate colții treaba asta cu drepturile de autor, și cumva pe bună dreptate, mi se pare că după 2000, inclusiv în Statele Unite, a început să fie din ce în ce mai atroce și s-a simțit au căzut un pic niște idoli. În sensul în care și o să primesc multe puli în acum pentru ce zic, dar Dr. Dre brusc a început să nu mai sune la fel de epic. Dau un exemplu. Prodigy s-a recalibrat foarte greu. La Prodigy albumul ăla pe care îl știe toată lumea de Fet of the Land este sampling cap-coadă. Știi că e o colecție de foarte, foarte multe sempluri, foarte maestru lucrate, că acolo era genialitatea lui Liam Hauletă la de face muzica la ei. Ei, și la Dr. Dre, dacă stai să te uiți la Dr. Dre și la The Chronic și la uh, 2001 2001 ăla, băi, deci se împla Dr. Dre din Charles Navur, deci din tot felul de Dar chestii. El a avut tot timpul, de fapt, el a fost producătorul în ideea de producător Quincy Jones, adică el cel care decide și da, de multe ori se implica și hands-on, dar a avut tot timpul foarte mulți producători care făceau respectivele bituri și apoi se lucrau împreună cu el și se finisau și bla bla. Dre să facă bituri așa de la el mai puțin de la o vreme încoace. Și la, la cum îi zice, la... Camptonul ăsta? Nu, 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 și la ăsta, bineînțeles, dar și de la The Chronic, de la primul, de la The Chronic l-a pe Dez și a mai avut încă câțiva, după aia... Uh... E foarte ciudată și... tranziția în istoria lui Dr. Dre, că dacă te uiți... A avut tot timpul producători colaboratori, de la Astăzi. care a luat bituri și și a construit albumele și la cel puțin din cât știu eu, nu știu câte bituri a produs efectiv Dre. Asta au, spun să... și eu pentru că și e, că e foarte ciudată... Scuze că tot întrerup. E foarte ciudată tranziția lui. Sunt filmările alea de prin 87-88 cu el îmbrăcat într-un costum de... Nu știu. Avem noi o vorbă aici la Happy Fish revelion în Star Trek. În pula mea. Foarte strălucitor așa. Băi și cânta un disco obosit era american fiind, cânta un fel de Italo-Disco de ăsta care nu era, nu era nici disco, nici muzică electronică. E mai mult de atât. E mai destudiat atent treaba, că nu era chiar așa. Era muzică neagră din anii respectivi, suna foarte modern și era ce urma să devină rap și pe acolo. Eu am avut disco... Pentru că erau toate trupele de black music, încercau să fie flash într-un fel sau altul. În perioada aia, la început de pe la sfârșitul anilor 70 și... Eu zic că aproape de anii 90, când trecuse tot curentul ăla de funk, trecuse tot, toată Chiar și era ideea de disco, era ideea de... tot uh, totul era flash. tot se voia să fie flash. Artistic. Discuția asta am avut-o și am pus întrebarea asta lui Africa Bambata, care era acolo. Era de față. A pus mâna la crearea hip-hop-ului. Și a spus, băi, toți își știam pădre din anii 80. Dar nu îi plăcea nimănui. Ron Diemsil știau pădre. Băi, nimeni nu l plăcea pădre. Și brusc s-a reinventat Dr. Dre și a ieșit de Chronic și ne-a futut pe toți direct. Adică când a ieșit de Chronic în 94 a anulat jumătate din pionierii hip hop -ului În momentul ăla. E, eu zic asta pentru că tocmai am citit, acum am văzut un interviu dat de Grandmaster Flash că apare pe albumul lui Dre. Acum și că albumul lui Dre e gata și toată lumea e foarte curioasă cum sună Dre. În același timp în care Nas a anunțat pentru prima dată piesă cu Eminem. Scoate și Nas uh, album. Și asta pot să, pot să o să o, o interpretez ca fiind cumva și un gest de disperare al grilor. Încep să se combine e între așa, ei. Așa că și e mine mare 50 de ani imediat. Nu e chiar așa de young și de fresh și la modă. Da, rupe topurile când scoate ceva. Dar, cum zicea Gucci mei, când te duci să agăți o gagică, ce pula mea pui mai și mai pui mine în 2020? Nu pui mine, în pula mea, pui trap. <laughs> Lobos. Pui Lil Baby, pui... Adică, o, o combinație între, între, îmi sună mi-o alarmă, trebuie să o opresc. Da, nicio problemă, tăiem. <gângh> Stai și un pic, hai să, să, să mutăm și microfonul ăsta, Nițel. Poți să tragi de... Ești milionar? Nu, mă, nu. <laughs> Stai că ai zis, ai zis am te, -șezai pe <laughs> Am glumit, glumesc, nu. No. Nu știu câți milionari a făcut muzica românească până acum. Strict din muzică? Dar care sunt milionari au făcut nunți și botezuri. Altfel, no fucking way. Biugi Mafia nu face nunți no, și Nu, n-a făcut nunți și botezuri niciodată. Nici aniversări. Ba da, dar oricum suntem foarte scum și atunci nu prea facem. Pentru că... Hai să adică zic nu pe... prea facem gen deloc. Asta am înțeles ce înseamnă nu prea facem cu zâmbetul ăla. Da. Deci, povestea lui Despot a fost așa. Repet, de câte ori a fost invitat din muzică aici la aproximativ discuții, n-a existat, existat episod în care să nu fie menționat Biugi Mafia. Menționată trupa Biugi Mafia. În singurul podcast despre muzică în care mă așteptam să nu fie menționat, menționată Biugi Mafia, trupa, a menționat-o de la sine putere Adi despăt. Eu acum nu știu exact cum o să vină, care e ordinea podcasturilor urilor ăsta. Poate să, acum o să trebuia să-l pun pe ăla cu despăt înainte. Nu știu, nu-mi dau seama. Nici eu nu premeditez foarte mult aici. Ți-am zis, grad de premeditare e foarte mic aici. Uh, și povestea exact cum spuneam. Pe drumul către Uh, Germania și uh, când s-au dus să tragă ei fenomenalul, că i-a învățat unul din membrii holograf, că e nu știu ce inginer de sunet extraordinar în Köln și ei trebuie să se ducă, au ascultat în continuu de cartier. Prima dată ironic, că pe vremea așa era, rocări erau rocări, rapperi erau rapperi, pula pizdă, elitism. Mai mult din partea rockerilor fie vorba între noi. Oameni conservatori, studiați, asta i-a spus. Am văzut Inglesias în drum spre mare prin 90 nu știu cum punea sau 2000 există așa ceva? există această filmare? nu există o filmare A, e un happening. asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat și trebuie să-l exonerez pe Chedi că nu era prezent eram doar eu și Uzi și greu pe care vorba știu o țară întreagă că l-am dat, dat în melodii, l-am dat la ziar așa și ne plăcea ce melodie era un bailamos. Ha, ah, mă, dacă n-am pus-o pe ripicio, cântam ca nebunii. Eram și beți rău. Inclusiv greu, că n-are când să mai ia acum amendă, că era bet la volan atunci. La și cântam bailamos ca nebunii. După, după, spre mare, un, după spre un concert mare un venind ah. de la mare. Care ah, okay. de obicei se întâmplau dimineața și era haos și beție și nebunie. Și... Dintre hiturile astea. Bine, am... Enrique Iglesias. S-a apucat asu de cântat, era gluma în vreme. Da. Păi, repet, ești, ești foarte mare troll câteodată și tu știi chestia asta și joci trolling-ul ăsta și foarte serios. Păi, de altfel n-ar fi fan. <laughs> Până când mi-am dat eu seama la, la început chiar mă enervam. Bă, ce dracu are tata? Eu, stai mă așa că e troll de fapt. Ok. Stai să mă liniștesc. Glumim. Noi nu jucam. Nu A fost... acolo? Da. Cu ea trei care stau la masă? Cu cărțile în mână. Nu se auzea nimic. Și trece o mașină. Deci, un băi era Toyota. Mai trec 10 minute, nu, zice, nu zice, ce era altul. Nu, nu, era Honda. Mai trec încă 10 minute, zice al treilea. Bă, jucăm sau vorbim? <laughs> ce prostie! Cât de important sunt drogurile în procesul creativ? Depinde de la un om la altul. Cât de importante sunt pentru tataie sau au fost drogurile în procesul creativ? Importante. În contextul în care... Când de trompetele am făcut o treaz. Nu fumam în perioada aia. Luasem o pauză. Și care a fost diferența? Că a fost hit. Asta zic. Nu e mare... Bun, dă -mi... la, la mine eu și fumat mult timp și atunci deveni uh, devenise ca cafeaua și oricum era băie foarte cu mintea de fel, poți să dă, După ce fumezi un pic mai mult, devine mai mult un calmant. sau. Adică, nici nu te mai faci varză rău, să, așa, să dormi. E acolo. E un catalizator. La... E ca o cafea la cineva care bea o cafea dimineața, care vrea neapărat să bea o cafea ca să funcționeze. Dar te-ai dus în zona de hard drugs? Nu. Apărești. Am N-am -am încercat heroină, de exemplu? Am încercat pastile, LSD n-am încercat. Ăsta e singurul drog care m am interesant. încercat, dar puțin, dar nu... În perioada de cocaină bună a României sau proastă? Uh, Probabil acum mai mult. Mai mult prea. de afară, când ah, mergeam okay. pe afară. Da, nu prea s-a prins. Iarba a rămas. Pun o întrebare tâmpită, dar asta e o chestie pe care am discutat-o inclusiv cu Mike mea și e de acord. Ești pentru legalizarea ierbii în România? Da, se va legali, legaliza oricum, indiferent că sunt eu pentru ea sau nu. Cât de curând crezi că o să întâmple asta? Cred că va veni, va veni direct la Uniunea Europeană. Se pierd prea mulți bani din neimpozitarea vânzării, efectiv. În state rupă în două. Ca Mamă. venituri. Uai de capul meu, de se rogă în ăla s-a ratat, s-a ratat. A lăsat-o La nivel, la nivel instituțional. Veniturile din taxe sunt de 10 ori mai mari în fiecare an decât ce estimează ei. În primii ani, în primul an când au dat drumul în Colorado, veniturile din taxe au fost de minim 10 ori mai mari decât ce credeau ei că o să vină. Ceea ce legalizarea... Nu ai cum să oprește. Plus, plus că de fapt e... Na. Mai cum a fi... e legală, iar banii. Uh -huh alcoolul e, e legal, iar iarba nu e. Tutunul e legal, iarba nu e. Adică, cam... Hai. Pe un cocaina, un... da, e cu chimicale, cu... Na, deci și -aia. În trecut nu e, zicea nimeni că e ilegal nimic. Sunt frunzele de coca găsite în punțile vaselor 2000 de ani înainte de... Era erau frunzele de coca, au folosite ca, ca energizant, practic. E știut asta. Rețeta inițială Coca-Cola conținea și un pic chinină, și un pic trebuia să fie un tonic. Și un pic de coca. De asta zic, mi se pare... E tot o treabă politică și sunt bani și sunt... Dar asta cu legalizarea ierbii nu cred că mai poate fi oprită. Cred că va veni direct de la Uniunea Europeană și... O să vină la pachet cu legalizarea prostituției sau acolo e altă poveste? Acolo cred că deocamdată e la nivel național, pare că în unele țări e ok, în altele nu. În era asta a hipercorectitudinii politice și au ou calciului și a tot felul unor curente de astea care sunt de natură leftistă și știi foarte bine la ce mă gândesc. Nu știu dacă statele leftiste sunt mai mult elitiste decât leftiste. Că nu mi se pare atât de leftist. Îți se pare că e o formă de neomarxism? Nu sunt atât de cultivat încă să vorbesc ce e marxism și ce e neomarxism și... E marxism de școală nu. I-am citit trei mușchetari și atât. Alexander Dumas, yo! Care acolo e meritocrație. ciune asta. Dar mi se par mai mult... Treburi elitiste, pornite inițial poate din ceva, dintr-o intenție bună, care sunt duse uh, un pic la extrem. Asta se întâmplă de obicei. Deși, Biugi Mafia e o trupă care a avut texte politice. Da. <coughs> Și când a simțit nevoia, da cu pula de masă, da. în direcția asta politică. Da. Nu mai simți nevoia acum? Mi se pare inutil. Mi se pare că piesele alea au fost mai mult o supapă pentru unii oameni să-și, să refuleze pe problemele astea în fața oglinzii cu ghilimele de rigoare pentru și de a sta și a protesta în casă, în loc să-și pună problemele unde ar trebui, în stradă. Și am zis că mai bine nu. Să nu fim o supapă pentru societate. Da, ai oprit piesele cu text politic? Da. Da. <coughs> Plus că injurai pe ea după aia veneau ceilalți, trebuia să înjură pe ea că nu făcea o treabă mai bună. După aia veneau din nou ea pe care i-a înjurat, adică... E și, pără și un pic de inutil și doar așa de a face spectacol din asta și de a face views din piese politice. Am făcut lanțuri care e mai mult o piesă împotriva întregului sistem și de ideea de sistem. Dar piese așa... Nu. No. Nu are sens, nu... Veneau fanii la noi și ne... Fani. Așa. așa. De ce bă, când anul... Acum 2 ani, în 2019, când a fost treaba în piață, în Victoriei. De ce nu faceți o piesă pentru noi, să ne motiveze? Să moară mă, o piesă de la Birgimaf, trebuie ție să, trebui, să te motiveze. Nu că îți iau ia toți banii cred că fermieria francezi când se duc și blochează autostrăzi se duc până la buba și zic buba fă și nouă o melodie de marș să moară măsa că altfel nu avem farme, nu ieșim nu merg tractoarele nu, nu intră motorina nu fă o melodie aici să mergem să protestăm în pula mea că nu adică ăia, -ai, asta e problema melodie trebuie să moară măsa eu m-am dus la protestele alea și am încetat să nu mă mai duc în a 13-a țin minte exact, când am văzut că au început să apară niște cetățeni care băteau la tobe acolo. Să transformați un pic în circ. că adică, veniți, puneți niște boxe, cântați. Păi pula mea, facem concert sau demonstrații? Ce, ce e asta? Hai să fii cu și cu niște lăutari și cu... protestul cu de toate. În Pula mea. Bă, da, am mai enervat foarte tare aia cu ce rebel că l-am văzut, nu știu ce pula mea au fost. Da, nu, nu. O zic eu, o zic eu pe asta. Aveam birou uh, sus, acolo, exact în Piața Victoriei. Ca și fost, când, uh, când, când eram la Tananana. Uh. Și tot vedeam asta, bă, și la un moment dat erau niște proteste de pensionari, dar literalmente erau de pensionari pentru drepturile pensionarilor să strânseseră foarte mulți pensionari. Ziua, că noaptea nu prea merge. De ziua la 12, să strânseseră mulți pensionari în piața Victoriei. Păi nu știu cum pula mea s-a făcut, nu știu cum pula mea s-a întâmplat. A apărut cei rebel în mijlocul pensionarilor, a băgat un text de ăsta, că oamenii în fața cărora trebuie să scot pălăria și jos pălăria și pula că era implicat într-o campanie a ProTV-ului care se numea Jos Pălăria, la care s-a arondat el, nu știu, cred că de la sine putere, nu-mi dau seama exact. Bă, scuze că am intrat în zona asta de burfă, dar m-a enervat foarte tare atunci. Și nu știu cum dracu s-a întâmplat, exact cum spune, a apărut niște boxe, s-a transformat într-un concert cerebel la gangsterii lui, la, la, pensionari, la pilonul 3, pilonul 2, că nu... Băga cerebel acolo și am înțeles, băi, care e problema asta a noastră de fapt? Că e o chestie de maturitate emoțională colectivă de transformăm orice moment de și orice, orice tragedie într-o cântare și într-un dans pe morminte. Ce pula mea e asta? ne adică... place. Ne place, așa ai? Adică amestecăm momentele astea. Deci tu ai punctat foarte bine. Fie mă mai dulce. <laughs> Suferința mai... <laughs> cu miere pe păi. <laughs> Și atunci ăsta e motivul pentru care, exact cum ai spus mai devreme, Biugi Mafia nu se joacă cu amestecatul emoțiilor și ore e trist, dramatic, ore ori e dramatic, ori pe coaia, absolut? Ba. Ba. În continuare întreb și devine obsesivă întrebarea asta. A fost o alegere pe deplin conștientă. Nu s-a întâmplat ca să citesc că altceva n-a fost. Păi, scoțând primele două, trei albume, am înțeles ce funcționează, ce nu, de ce, în ce fel, ce piese are rost să le faci oricum, chiar dacă nu funcționează. Dacă poți să mai dai și mie o apă, te rog frumos. Hai mă, bagă cu Asus. Da, gata, bag cu Asus. Mersi. Da, Unu, -a. a zis ta ta e Asus să se consemneze. Mulțumesc. Uh... Fă o pauză ca să... da. Eu exact așa, așa. să bagă cu Asus. Da, da. <laughs> <laughs> și ăsta acum bagă cu Asus. Hai. uite sunt serios gata sunt suntem și acum mulțumim Asus uh, am, am început să am parteneri uh, susținători ai podcastului ăsta mulțumesc pe această cale Asus foarte frumos mi-au trimis laptopul ăsta cu procesor uh, Intel uh, nu e Intel ăsta e AMD pe care m-am apucat fac muzică acum e foarte tare ne susțin și podcastul ăsta Asus rog. Uh, Republic of Gamers, ăsta a fost momentul de sponsor în care atât eu, cât și tata am fost serioși. N-am putut să mă abțin. Nu, dar serios Apriu, acum. Abiu n-ar da nimic. <laughs> <laughs> Îmi dau ție la podcast, dar nouă nu n-ar da nimic, este suntem prea golani. Uh, da, eu am fața asta de good guy. Eu. Cam despre asta e. Cam despre asta e. și pe mine să vin în emisiune. <laughs> mamă, inclusiv când am vorbit despre prezența asta în podcast, a început să mă troluiește așa un pic și după aia mi-a zis, bă, ce pula mea ești uptight așa? Eu am zis, mamă, mi-a zis tata e. Nu, nu, nu zic cu... Dar nu mai știu ce am... Uh... te-ai nervat? Ce te-ai mă, așa? Oh! <laughs> fiind un cetățean cu un foarte puternic simț, prag, pragmatic și cu simțul banului și al hitului totodată și având și norocul de a fi cu alți doi băieți în formație care au și ei simțul hitului, că Da. spre exemplu, mi se pare... Chedi și Gian de la Roa a fost membru șuie paparude. Sunt oamenii din zona asta care au background-ul ăsta de hip-hop la junker și hip-hop alternativ, care au simțul ăsta al maselor. Știu să scrie foarte bine pentru mase, pentru cât mai multe mase. Da. Junker când și-a pus mintea, a făcut ne place, aia versurile aia, numai, băi, n avea loc să iei o palmă în playlist de piesa aia. Și și autorul unor versuri care sunt absolut senzaționale în muzica românească, piesa și e paparul de pentru inimi, el are versul pentru că sunetul ajunge din difuzoare până în sânge. Este mondial ce se întâmplă acolo. Am încheiat paranteza. Fiind niște oameni pragmatici care au și simțul hitului. la un moment dat, a intrat și în zona de antreprenoriat muzical pe piața locală. Mă refer la Casa. Da. Care a fost labelul. Ăsta e label lui sau al lui Biugi Mafia? al lui Mafia. Care era planul lui cu Casa? Și cum au înțeles artiștii care au semnat la Casa că ar trebui să, să da, descurce atât de înțeles cât de stăteau multe, prea multe lucruri în mine în perioada aia și nu am putut să dezvolt proiecte atât de repede pe cât aș fi vrut. Poate și ei aveau niște așteptări de la toată situația și n-a n -a funcționat cum credeam. Casa în momentul de față e BUG Mafia și atât. Restul artiștilor am renunțat la colaborări pentru că sau la colaborările la modul ăsta pentru că nu, nu funcționa, nu, ce artiști au trecut de-a lungul timpului pe la casa, spre exemplu? Păi, MNG, Grasul, XXL și 10 grei, practic, uh, Vili, Maria Ioana a fost scoasă sub casa? Da. Care a fost primul hit, Grasul XXL. Uh, da, da. Cam ăla a fost primul hit. Da, legit. Da, da, A avut albumul dinainte, dar hit al lui, da. da. Când zic hit, mă refer de asta. de rapă peste da. tot. Uh, ce s-a întâmplat cu Vili? Vili și-a găsit drumul lui și... Că așa presupun că... Chian a mai fost un personaj care a fost foarte... Uh, a creat foarte multă intrigă. Dar și el s-a retras. Pentru că, cum ziceam, România e o țară mică, e greu să faci venitor din, din muzică fără hituri, fără multe piese, fără catalog, fără... adică și asta se construiesc în timp și trebuie să ai răbdare și trebuie să ai energii și... Nu e așa de simplu. Uh, nu, e posibil să fi fost și pericolul canibalizării uh, artiștilor semnați la casa de către Biugi Mafia, cu alte cuvinte. Biugi Mafia era atât de mare încât orice ar fi făcut chiar și tangent BUG Mafia, toată atenția s-a îndrepta către ei. Posibil, dar nu cred. Nu. Doar nu a fost timp să se facă proiecte mai multe decât am făcut atunci. Și acum în zona asta de antreprenoriat muzical ai zis că vrei să încerci afară. E de vorbit? Nu-i de vorbit aici? Aici să povestești? Da, da, da. Practic, vreau să crez un brand din tata Vlad care să producă piese cu artiști care vorbesc în spaniolă sau în engleză și să fac piese, să le lansez. La de meticulos te știu? La câte meticulos te știu? Te-ai apucat să studiezi piața din Spania? Pentru că te-ai mutat acolo? M-am apucat să studiez cu ajutor, cu ajutorul unui prieten din Madrid. O video pe care propor salut și el m-a ajutat uh, destul de mult în ultimul timp, ba chiar întâmplător mi-a făcut și niște contacte cu niște artiști din Argentina și care nu sunt foarte mișto. Nu te limitezi la Spania, ci la popoare vorbitoare de limba spaniolă. Sunt 500 de milioane, spre 600 de deja, pe glob vorbitor de spaniolă și atunci dai o plajă foarte largă din care să să alegi zona stilistică care o să fie. O să fie orientată spre dance mai mult sau spre Nu, spre hip hop, rap, trap. Dar în principiu trebuie mai comerciale, chiar și cele grele. Adică mai... mai exact, cam cum am făcut și toată treaba cu Big Mafia să fie concepte mișto, muzică pe instrumentale și să vedem ce se va întâmpla. Uh, acolo o să te ocupi în mod direct și o să fii atât de implicat în partea de management cum ești la Biugi Mafia sau o să lași pe alții să se ocupe? O să fiu până când... Cred că îmi va fi foarte greu să nu fiu implicat în managementul meu ca artist din punctul ăsta de vedere. Mă uitam acum, uite. Mai ales prin prisma experienței, pentru că chiar și activând într-o piață atât de atipică cum e România, se dezvoltă niște cunoștințe, niște experiență de-a lungul anilor și e greu să o negi și să o dai la o parte să nu te folosești de ea. Nu te-ai gândit niciodată să te implici într-un show de televiziune în România? Ba da. Am și dat o probă pentru un show, nu spunem care că e contract de confidențialitate. Cred că știu. probabil nu mai e valid, dar nu... Nu mai e valid, că sunt vreo 5 ani de atunci. Nu, făzi. nu, Sunt mai puțini ani și era, cred, pe un an, dar mai bine să nu spunem. <coughs> Așa. Dar nu, se pare că nu eram făcut pentru asta. De asta îl admir pe Chelu, că face treaba asta de, cu succes de atâta timp. Și o face, face foarte bine. Adică e... Da. Televiziunea e la fel, un alt monstru, separat cele mai bune piese hip-hop românești non bug Conform lutataie. mi ai mai mie, făcut la un moment dat un playlist. E greu să spun pentru că au fost multe piese mișto de-a lungul timpului care au influențat, zic eu, în bine. Și mi-e greu să fac un top pentru că ar fi destul de <sus> business oriented. Da, nu vreau top. Yes. Nu vreau top, vreau efectiv un playlist personal de tataie, cele mai bune piese rap, hip-hop, trap românești Nu, mai bine nu <laughs> Mamă, ah, mi-ai răpit asta <coughs> că, ah. Mai bine nu, pentru că n-am ascultat atât de multă muzică încât să pot să fac într-adevăr un top Am ascult foarte mult de afară Și atunci ar fi nedrept să iau decizii și să aleg piese în baza unor cunoștințe destul de limitate timpul meu e oricum foarte ocupat în general cu treburi legate de trupă sau de producție sau familie așa și atunci cât timp am să ascult muzică ascult doar de afară treburi pentru că la un moment dat punând întrebarea asta și mai privat așa mi-ai zis fără să stai pe gânduri ai spus, bă ce refrene bune au totuși paraziții. Bă Da. Vorbeam asta în 2014 pe 13, Dar în 13. timp, cumva au multe alte probleme din punctul meu de vedere ca antreprenor în <coughs> muzică. Un strică antreprenor. E capcana asta autoplagirii de care vorbeam mai devreme? Asta ar fi una dintre probleme? Pa asta o întreb eu. Da. E o problemă care o știe toată lumea. Nu spun eu, dar cred că nu e pentru ei, nu știu dacă e atât de o problemă cât o, o alegere. Da. De dar asta zic că... Face treaba asta așa. Nu știu dacă e ceva pe care să judec eu în vreun fel sau altul. Exact asta, exact asta voiam să spun și eu, dar e o chestie personală, adică... Ei fac muzica pe care vor să o fac și punct, pe la revedere. Îți place bine? Nu, la fel. Nu te doare nimic nici pe ei da. dacă nu asculți. Nu poți să nu admiri asta sau... în aceeași măsură în care nu poți să nu admiri și capacitatea de inovare continuă de care a dat dovadă Biu sau tu exact. ca producător. Adică sunt două chestii pe care le admir în egală măsură, <coughs> fiecare fiind o alegere personală, stilistică. Pentru exact. că noi avem boala asta a conflictului. Da. Când m-am apucat să fac podcastul ăsta tot așa, nu mai știu cine a fost invitat printre primii. Și foarte multe comenturi au... Brav te-a făcut! Da. Nu despre asta... Avem boala conflictului. Avem boala căutatului de scandal acolo de unde drama, nu da. este. Da. De da. drama asta, asta. Exact cum spune, cred că e din sângele ăla la latin. Apropo de dramă, scandalul, panamă, circ, a fost B.U.G. Mafia în pericolul de a se destrăma vreodată? Da, sincer acum, serios, sau ați fost aproape? Au fost tensiuni da. palpabile? Da. Cum s-a trecut peste ele? Cu maturitate. Au apărut mai mult în perioada de imaturitate, apropo de maturitate, în perioada de început sau mai recent? Mai mult în perioada de început a fost. Și început, să zicem, în prima jumătate. Dacă adică până acolo, în 2000. Până în 2005, să zicem așa, 2000, cam așa. 2005-2010. Ce au mai fost contre și treburi și discuții și. Dar e normal, suntem trei oameni, gândim diferit, avem totuși opțiuni diferite în multe cazuri. E normal să apară. Discuții, disensiunii, dar până la urmă faptul că am făcut împreună o treabă mișto a primat în fața altor situații și aspecte. Deci nu mai este acest concurs de măsurat de puli total inutil și de orgolii. S-a renunțat de mult la chestia asta. Nu. nu. La noi totul e business de mult timp și nu business la modul că suntem implicați emoțional, bineînțeles, dar o gândim cât mai eficient. De asta nu scoatem albume de ceva timp, pentru că nu rentează ca bani. Când va renta, vom scoate din nou albume. E simplu. Și se pare că nu suntem chiar atât de departe în de momentul ăla. Dar nu avem, s-au lămurit problemele, cred eu. Nu știu cum să aduc în discuție momentul ăla de tensiune cu la familie. Așa că l-aduc direct, așa ca un ciocan, meltenește. Am vorbit cu Puia, am vorbit cu Sișu despre treaba asta, fiecare cu versiunea lui. Vreau să văd și versiunea oficială a lui tataie legată asta, dacă ai chef și vreți vorbim despre treaba asta. Oricum cură, cred că s-a îngropat de multă vreme. Are, are sens să vorbim de asta în 2021? N-are sens. Deci ăsta e răspunsul oficial. <gână> Mergem mai departe. În continuare, Ioana, care e în afara camerei, sora mea, în continuare, mi se pare foarte bine ce a punctat ea că, băi, nu mă așteptam să ai atât de mult umor, dar ea neștiindu-te. În continuare, mie mie La noi totul e bășcălie. Când se merge la show-uri, la fac repetiții, tot e o bășcălie. Bășcălie de Dragoș Căioltean și cu toate treburile care vin de la asta. Bășcălie de mine, mai bășcălie de Alin. Are Biugi sau artiștii din Biugi Mafia au părul colaborări să poate vorbi de ele? S-a vorbit de un off-camera Putem să putem să sunt, sunt colaborări, dar nu vreau să le anunț eu înainte de artiștii pe care. Eu, eu am o piesă cu biță care trebuie să iasă. Asta e o treabă care s-a fost făcută public. Mm. Uh, mai am încă o piesă care e trasă și va fi lansată la un moment dat de, de artistul care ne-a invitat uh, pe ea. Mai am încă o piesă în lucru ceva mai pop iar și încă ceva mai rap, asta sunt colaborări care ar trebui să se întâmple în perioada următoare. Acum câte din ele vom reuși să o facem, vom vedea. Deschiderea biogimafia Mafia la remixuri. Care este? Că noi am tot avut discuția asta. Nu. Nu, pentru că copyright-ul e înțeles prost în România și dacă văd 20 de puștani că cineva face un remix, nici nu-și problema că omul a întrebat înainte, că nu, că bla, bla, fac și ei. Și nu, nu avem timp. Crezi că trebuie să înțelegem mult mai bine toate valențele astea o, legate de, pro... de... De business și de proprietate intelectuală înainte de convintă. a fi deschiși la treaba asta. În momentul ăsta mai există mărci Biugi Mafia? Nu, nu mai există de șase ani. Am renunțat pentru că nu făcea sens financiar, cum ziceam. Suntem. Mare atenție, vorbind de BG Mafia. Da. Mărciul România este marginal și la, la noi, chiar dacă nu mergea rău neapărat, dar nu făcea sens cât timp cheltuiam și pierdeam pentru ce venituri genera magazinul de, de mărci. Și am zis că renunțăm. În, cum spuneam și mai devreme, ideea de fan în România a înțeles un pic diferit față de, de alte părți ale lumii. Și ne adaptăm la asta. Ce zice instinctul tău acum, trecând peste perioada asta de pandemie? O să, revină, o să revină pandemia? O să ne întoarcem la... Pentru că sunt foarte multe zvonuri de astea legate de cum o să vină un val nou și o să tot fie o ciclicitate de asta de stat în încată în casă ieșit afară și totul din ce în ce mai frenetic? Prefer să nu discut despre asta. Prefer să stau departe de subiectul pandemie pentru că e... Pe tine cum te-a afectat? Că de fapt asta voiam să întreb. Au dispărut concertele? Pe lângă astea e evidente. Bineînțeles și veniturile, dar din fericire faptul că suntem proprietari a întregului catalog sau co-proprietar pe partea din el și deținem multe alte treburi legate de muzica noastră, am trecut destul de ok peste, peste perioada asta. Deocamdată nu ne facem planuri prea serioase. Pentru că voi aveți un turneu anunțat pe România care s-a tot amânat, s-a tot amânat, s-a tot învârtit, s-a tot... Acum e amânat pentru octombrie, dar depindem foarte mult de deciziile pe care le ia guvernul în răspuns la evoluția situației. Deci, e orice plan în momentul de față e destul de, de nesigur. Decizia de a te muta în Spania e reversibilă cumva? Te vezi mutându-te înapoi la un moment dat? În momentul ăsta al vieții tale? Deocamdată nu. Deocamdată nu. Care e cea mai tare chestie în Spania? primul lucru care te-a lovit, te-a farpat și ți-a plăcut foarte mult din prima. Că e toată treaba mai liniștită. Și nu asta ajută mult. Nu e chestia asta pe care ai spus-o inclusiv la Micuțul un podcast. Apropo, îi și shout out lui Micuțu că tot timpul ne-a dat. Să-i Dumnezeu sănătate. Uh, M-a foarte mult Micuțu cu podcastul ăsta. Da, zis, sunt veșnic recunoscător. Să-i dat Dumnezeu sănătate. Mai zic o dată. Uh, ai zis că prima chestie... Care ți-a plăcut foarte mult este că ai putut să te comport ca un cetățean obișnuit pe străzile din Madrid. Asta cumva e evident. Ai momente în care îți lipsește. Eu un pic eufemistic termenul ăsta, dar folosesc baia de mulțime de aici. Nu. <laughs> Când e să fiu în țară și o accept și E parte din, din ce facem noi, dar nu, nu îmi lipsește. Ce fac eu acum cu treaba asta cu uh, tata Vlad să fac artiști, să fac niște piese în colaborare cu artiști uh, internaționali, nu e neapărat... e tot pentru bani. Adică tot și din în același timp din plăcerea de a face muzică nu e o treabă că vreau să fiu vedetă și în Spania, să mă recunoască lumea pe stradă sau... Nu are nicio legătură. Statutul pe care l-ai în România, acum ați de ajuns? Da, și oricum, și de asta mă pot lipsi, nu e vreun, vreo baterie pentru a merge înainte. Faptul că nu e o displăcere, nu mă înțelege greșit, dar în același timp nu asta e vreo motivație pentru a face lucruri pentru mine cel puțin. Și atunci care e cea mai nasoală chestie din Spania? Ce te deranjează cel mai mult la Spania? Personal. Același lucru, că sunt prea lenți și așezați. <laughs> <laughs> este într-adevăr o, 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 mică contradicție, dar... De unde vine relaxarea asta a spaniolilor? De la modul în care au trăit ei sute de ani. De la modul în care și-au organizat viețile, de la cultura pe care o au. Dar e ok. E... Na. Da. Profităm de, de, Pentru că este, într-adevăr. Și mai ales cum stăm noi acolo, stăm într-o casă pe vârful unui deal. E un mod de a experimenta Spania foarte plăcut. Da, dar pare că e pe liniște, pe serenitate de asta absolut. Exact așa și e. Care exact cum ai spus Adina, te și deranjează în acel. măsură. Puțin, masă. în anumite momente, faptul că de revelion nu bubuie nimic. <laughs> <laughs> e, și bubuie în alte... Bubuie vara, sunt au câteva zile în care zici că e război. Și în același timp de revelion nimic. Nu tu, pe nu tu, tu atenție, ceva, un câine care să urle, săracul. Bă, nimic. Ce să faci, nu poți să imbiști pe oameni să se petreacă. Eu râd acum că mi te închipui plimbând te străzi prin Madrid căutând scandal. Deci stau pe lângă Barcelona. Pe lângă Barcelona, așa. Da. Nu, nu, nu e la modul ăla, nu mă înțelegi. Da. Barcelona trebuie să recunosc că e unul din cele mai frumoase orașe în care am fost vreodată. Adică este este într-adevăr foarte mișto. și noi n-am vrut să stăm în oraș când a ea... terminat Bucureștiul. Cu, cu ideea de oraș mare. Și acum stăm într-o localitate la vreo 15 km de care aparținem de localitatea respectivă, că ziceam stau pe deal. Dar, da, Barcelona e... Pentru că tot a tot venit în discuție treaba asta cu generatul de bani din muzică și a devenit ușor obsesiv, obsesiv cel puțin în discuția asta. O latura pragmatică a făcutului de muzică și finalizarea și finalitatea de fapt a făcutului de muzică care trebuie să transforme în venit. Muzica pentru tine acum e unica sursă de venit. Nu te-ai implicat da. în alte afaceri. Da. Nu te-ai implicat niciodată. Am investit niște bani în anumite treburi dar... Adică că știu o grămadă de artiști cu tot felul de restaurante, cu tot felul nu, de... Nu, nu la modul ăsta. Să înțeleg că ai investit prin criptomonede, prin, în, dasă, în... prin... Niște cripto, niște acțiuni. Ok. <coughs> Din nou, pragmatic până la Dumnezeu. Adică... Uh, Ce aș putea să investesc eu fără să depun efort după aia să fie o formă de veni pasiv? Sunt sigur că exact așa ai gândit ui, pet, unde sunt sigur că ai acțiuni, până și eu am acolo, adică să fie clar. Eu, eu am care... acțiuni și treburi mai ciudate, dar <laughs> nu zic. Zic care e cea mai ciudată? Zim doar una. Nu, 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 nu zic nimic. E probabil să e doar ciudat? Nu, e foarte smart, dar nu zic. <laughs> ah ok, mai bine, bine. mai cumpăr eu niște acțiuni decât să zic, vă zic vouă tuturor să cumpărați. <laughs> Of camera zici? Adică când închidem în zici? O zic o treabă, atât. Dar ah, ok, camera. bine. Nu e, mai dat sfaturi foarte multe bune, majoritatea de natură financiară, aș vrea să mai profit de faptul că ne știm, adică, na, mă scuzi. Da. Proiectează-mi pe pe dar cu în uh, 10 ani, să zicem. Cum îl vezi pe tataie peste 10 ani? Tataie, tata Vlad, scuze, tata Vlad. Probabil cu un mic label, cu acțiuni în România și acțiuni din punct de vedere profesional în România cu mafia și pe afară cu treburi. Și acum -a întrebare de aia de oracol. De profesioniști. Ai fost și la profesioniști? Și profesion. nu știu dacă tot cu patru copii cât ți-am acum. Ești prolific pe partea de familie. Să vă dea Dumnezeu sănătate. <laughs> După al treilea copil gluma mea cu Paul este fix asta cu am mai făcut tata un copil. DJ Khaled, another one! Păi perfect. <laughs> Lasă, domnul, că e foarte bine. Mi a făcut cineva <coughs> un emoticon cu mine dintr-o poză. Folosesc pe WhatsApp tot timpul. <laughs> <coughs> cu mine stând așa și eu, perfectă pentru. Another one, asta. Când mai fac copii, mai dau la toată lumea cât un de la. Oh, doamne. Another one. Tatăi. Și la hituri, și la copii, fix așa e. Uh... Pe acum am cumpărat mașină de șapte locuri și avem patru copii, noi suntem doi, deci un loc e liber. De exemplu. În spiritul pragmatismului un, pragmatism un process. <laughs> ai un loc liber. Ce faci cu el? Îl umpli? Nu îl umpli? Îl păstrezi pentru bagaje? Sau nu ai nevoie de bagaje? E o treabă întreagă. Prezența B.U.G. Mafia pe sau cu serialul lui Băieți Buni. Da. Cât de mult a impactat B.U.G. Mafia? Că ăla mi se pare că ar prag pe care l-ați trecut și ați, Ați intrat și mai adânc în curs. Foarte bine, pentru că serialul este uitat complet și a rămas doar piesa aia de el. Da. Realistic vorbind... Realistic realezi. vorbind, așa e, da. Uh, serialul... Eu am urmărit niște treburi când era în producție, dar odată ce am făcut deal și am făcut piesa, n-am mai avut treabă cu el. Uh, a avut un impact mare pentru că a fost difuzată foarte mult piesa la radio, în continuare e, după 15 ani. Uh, era tot timpul pe TV. Da. A avut un impact foarte mare. Și era genul de videoclip care făcea referință la serial, dar era centrat în jurul Gi Mafia. Da, într-adevăr. Și acum te întreb pe tine, după atâta vreme realiz vorbind, și știu că după ce mi-a dat răspunsul ăsta, e un pic tautologic ce întrebe. Da, Am fost nemulțumit de clip, de exemplu. Asta vă să întreb. Dacă la asta te refereai, am fost nemulțumit de clip atunci, pentru că întreaga echipă pro care trebuia să susțină producția pe regizoare era Andreea. Pădă... Andreea Păduraru, pe care făceam în perioada exact -aia, Păduraru. Da. Aveam pe Tudor Lucaș, dacă nu mă înșel, operator, deci lume foarte mișto, dar echipa de susținere, de suport, care trebuia să vină cu luminile și la bla, bla, era cam... Și de asta a durat trei zile filmarea pentru clip, trei nopți prin centru. Pentru noi a fost nebunie totală că s-a durat trei zile. Mai ales că se foloseau și imagini din... Ideea era să folosească și imagini din serial. Dar na, până la urmă a ieșit, a ieșit bine, dar Altă întrebare multe, Era o problemă pentru noi și cadrele din serial care erau mult mai prost decât cadrele filmate de noi pentru clip. Dacă stai să urmărești din nou clip acum o să vezi că ți-am Da, era un paradigma. Păi nu, dar era evident și atunci. Ca era paradigma de serial de televiziune? Clipul, Clipul era cinema, peliculă. În același timp, asta zic că era și a fost. Pentru noi a fost o mică problemă atunci, dar n a, a funcționat în urmă. A ajutat mai mult piesa la popularizarea serialului sau serialul la popularizarea piesei? <sighs> dar hai să ne gândim la mase. Cred Știi? că inițial a contat foarte mult reclama făcută de ProTV pentru serial cu piesa. Dar după aia piesa a luat-o de una singură. La a ce produs? O... În momentul de față e cel mai vizionat upload de pe YouTube al nostru a avut probabil și încă mai are cel mai multe re din partea fanilor. Deci e na, o altă piesă monstru. Apropo de partea asta de antreprenoriat personal și de înțelegerea obiceiului de consum online, care a fost momentul ăla în care, cum să zic eu, ai luat calul de căpăstru, ai luat situația de hățuri și ai început să lucrezi la canalul Biugi Mafia? în 2009 în 2009 în 2009 pe la final am avut o discuție cu colegii să preiau managementul trupei oficial din nou, după ce pusesem o perioadă oficial în perioada casa și poezie de stradă și băieți buni așa și atunci, dar eu experimentasem și nu ca experiment am făcut o treabă cu Jericho pe net. Înainte. Și făcusem cu Jericho pentru că Biugi Mafia oricum s-a mișcat un pic mai lent. Eu le spuneam de YouTube colegilor de 2006-2007 după ce a apărut. Dar ai conștient că o să devină o formă monetizabilă de consum de produs digital? Da. Adică știei sau ai intuit? Eu știam că nu erau ceva pe care dacă căutai pe net, găseai treburi, analize și treburi pe tema asta. Nu am inventat eu, am fost vizionar și am văzut că YouTube va deveni generator de venit. Din potrivă. Pentru am, că au fost, loc... au fost niște platforme video locale. Au fost niște platforme video locale. 2.20, Trilu, Lilu, mai știu eu ce, da. Să... Spun întrilurilor în nu, Și nu mă refer la la ei ca entități, ci la situație. Când tu pe toate știrile, de la ora 7 la ora cinci, ai cel puțin două, trei clipuri pe care scrie sursa YouTube, nu ai cum să te bați cu aia. Da, dar asta a venit după 2012-2013. Nu, nu, Nu era citat. La atât. multe știri pro-TV vedeai ca o treabă interesantă și fan la finalul știrilor de prin 2008, de la sfârșitul 2000, De prin 2008, la sfârșitul știrilor uh, clipul de fan de pe YouTube al zilei. Am înțeles. Ce pula mea să Când facă, care schiază, ce, -să dale? Fac, ce să facă vimeo cu asta? <coughs> <coughs> da. Ne scuzați, noi suntem pentru profesioniști. Și atunci, tu povestești... Iar românii la fel, adică... <coughs> Na, n-ai cum să te bați cu Google. Adevărul e că stăteam și mă uitam, apropo de ce spuneai tu, de obicei de consum, ales al muzicii la român, stăteam și mă uitam care e cel mai folosit player sau serviciu de streaming pentru muzică. YouTube. YouTube. Da. Dar nu da. premium. Nu Dar YouTube de... În 2007 se făceau petreceri cu playlist-uri de pe YouTube, până lumea mi de pe YouTube. Deci era clar de atunci că va fi un imens motor de căutare pentru muzică și monetizare la un moment dat. Acum... Existau de atunci modalități de a monetiza conținutul de pe YouTube în anumite regiuni, dar erau obioase, cu VPN cu VPN-uri, cu la la da, știu că am încercat și noi cu Happy Fish la un moment dat și ne ieșise și nu ne ieșise în același timp. Mă rog, noi în momentul ăla foloseam foarte mult footage apropo de cum ne raportam la uh, dreptul ăsta intelectual și la drepturile de autor. Aveam o parte de sketch care se numeau voice cover și luam efectiv secvențe din filme cărora le schimbam noi replicile. Îți dai seama că pula drepturi de autor. Întreabă lumea de ce nu mai regăsesc niște filmulețe de alea vechi. Păi foloseam imagini din avatar în puna mea. <laughs> adică chiar trebuie să stau să explic în 2021 da, uite, că e, noi până 2009... E încă o da. problemă. E o mare problemă de mentalitate și asta. E... Atâta timp când nu există informație și Discuții efectiv publice pe tema asta, printre adulți, n-ai cum să ai pretenții la copii să discute despre asta. Și mă refer la adulți la TV și radio și treburi de. Să știi adică că... am avut situații de astea, discuții de astea în care noi eram așa și ziceam așa de curând și cu radiouri serioase și care au probleme în a înțelege noțiunea de drept de autor. Tu zici și de declararea asta a playlist-urilor la organele de gestiune colectivă? Alte sau? treburi, dar e, nu e o discuție pe care să o avem aici. Dar zic așa ca trebuie, dacă entitățile serioase din țara asta în, sunt în, se găsesc de multe ori în situații în care n-ar trebui să se găsească, că ar trebui să știe ce înseamnă X și Y, atunci ce pretenție să ai de la un puștan de 10 ani care urcă clip? Așa e. Mă întorc la asta <coughs> cu radiourile. A avut vreodată Biugi Mafia o perioadă în care a lipsit cu desăvârșire pe radiouri? Da. Și nu mă refer la partea de, de ce nu, nu, cu desăvârșire. <coughs> Erau, se dădeau piese mai vechi, dar nu intram cu piesele noi. Între 2006 și 2015. 15. Da, știu, pentru că mă luptam cu chestia asta la un moment dat. Știi că în perioada făceam la Pro FM matinalul, 2012-2013. Și voiam să dau și eu și colegul meu, Nicolae Bogdan, de la matinal de atunci. Eram, băi, eram fan B.U.G. Mafia. Voiam să dăm da, piese B.U.G. Mafia. La ele știut. Și mai scăpam câte o piesă de asta. O luam un 23 de 0, astea de ne plăceau nouă. Și feedback-ul din partea publicului, că îl vedeam online, instantaneu, că aveam de atunci WhatsApp, SMS, băi, era instantaneu, adică... Era în aer, da. Era în aer. Și nu înțelegeam de ce, dacă noi facem chestia asta, de ce nu intră din nou în playlist Biugi Mafia? Crezi că a fost overkill? Crezi că până în 2006 a fost prea mult BG Mafia? Nu, nu. Dar între... Între 2006 și 2000 15, ani, nu am avut noi neapărat piese care să fie potrivite pentru radio. Crezi cumva că a fost și problema asta în România un act de genul ăsta ca să intre în conștiința colectivă? Și a colectivă? fost și un de atitudine adversă din partea radiourilor față de hip-hop. Voiau oarecum să, să scape de golă și de ideea de rap pe radio. Că nu prea dau altceva zici că ar fi dat altceva în loc. E ciudat pentru că în perioada aia a bubuit Guess Who, care... Da, tocmai de era mai melodios, mai light, mai... E drept. Și, doamne, era chiar foarte, foarte mișto e ce a făcut și Guess Who, că și el la rândul lui a fost un trendsetter. Da. Foarte tare, la ur. Dar abia aștept să-și termine materialul acum că mi-a promis, bă, lasă-mă că lucrez la ceva și vin și eu la podcast. Chiar vreau să vin. Alt fan, Biugimafia și Miță, tot la fel, stăteam la ea acolo în studio. Știu că pe l-ai contactat la un moment dat pentru, pentru, pentru producție. Am lucrat împreună la Jerico. De acolo au pornit și ei să facă treburi mai serioase, practic. Exact, exact, asta spunea și el. Uh, și Guess Who cumva a perfectat foarte bine rețeta asta de hip-hop, 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 cu fată pe refren noi am perfectat asta. El a perfectat-o pe aia cu o pe rap. Ah, ok. Care a venit practic biță. Asta v-am să N-am venit la biță aia totuși. Biță și Vili un pic înaintea lui, dar la Ghesu a devenit mai... Ăla a devenit era mai, mai de succes. Pentru că Bița a avut succes, dar a avut câteva piese care au prins stare și după aia a început să facă muzică din ce în ce mai underground. <coughs> și a venit Ghesu, care a înlocuit perfect. Ce e drept, e o diferență foarte mare de la Vorbește vinul la sufletul orașului. Ca să dau un exemplu așa. Îl trăgea, îl trăgea pe Bița spre băiețeală. Adică era foarte clar asta. Și spre treburi mai filozofice și mai grele un pic. Tu te-ai ocupat și de Bița ca produs muzical la un moment dat. Nu, doar am făcut piesa aia și atât. O singură piesă da. Managementul lui a fost Gianini Și după aia Cred că s-a ocupat el Eu mă refeream strict de partea de producție Nu, doar piesa aia atât Și atunci mă întorc la partea asta Cu producție în care tu Mi-ai explicat procesul ăsta de producție Ca fiind foarte mult trial în error De la un punct încolo Te-ai apucat să și studiezi Presupun producția da. pe manual M-am apucat să studiez mai mult producția din punct de vedere al compoziției și ce înseamnă un hit și cum sunt făcute și structuri și de ce așa și nu invers, de ce tempo ăla și nu ăla alt. Adică trebuie mai tehnice, să spunem. În momentul ăsta, nu știu dacă mai minte trupa KLF din anii 90, care erau monumentale și erau și foarte mari troli. Exact ca tine. Și unul dintre membrii ca a scos o carte, mereu cum cu un pis, dar să cheamă-o, am și acasă. Am și citit-o, am râs, m-am pișat pe mine. O satiră extraordinar legată de toată industria muzicală. Cartea te învăța cum să ai un one hit wonder. Ce trebuie să faci ca să obții un hit? O carte bună, bună de citit, înseamnă. Foarte bună de citit. Ce e și mai ciudat este că Ricky Martin a citit cartea și a <laughs> <laughs> și-a aplicat pas cu pas ce a zis la acolo. Și-a făcut la Vidaloka. Și-a făcut Livi la vida loca. Bine, cred că e produsă de Chris Lord, Lord Dalgi ăla care a făcut și Bon Jovi. Adică, din nou, și la Livi la vida loca, oamenii din spate sunt niște no. Sunt no. foarte mari. Dar mai sunt ăștia, nu mai știu, sunt tot felul de one hit wonder de ăștia, care au citit cartea, au aplicat punct cu punct... Cred că luți de Rio, Macarena sau niște artiști care nu au ce legătură cu Kailev. Au citit cartea și au aplicat efectiv punct cu punct ce scria la mod ironic și le și ieșit hit. mi-a e ciudat de multe Exact, ori. sunt mai multe. Dacă tataie ar scrie un, un, îndreptar, ca să zic așa, cinci pași pentru ca tu să reușești muzică, care ar fi aia cinci pași? Mai mult sau mai puțin serios? Activezi și trolul din tine acum, mare atenție. A, e complicat. Să nu fi prost. Să nu fi prost. Așa. Să, studie, să studiezi alte hituri. E foarte important dacă vrei hituri. Trebuie să știi ca muzician care ora exactă dacă vrei succes. Eu nu sunt vreun Vorba ta spune, e de râs când te uiți cum când la clape. Dar am... Uh, sunt anumite fraze muzicale care mă uh, ating într-un fel și funcționează cumva la mase. Dar uh, da, trebuie să studiezi ce fac alții, ce au făcut alții, mai ales în cazurile în care a funcționat indiferent că erau one hit wonder sau nu și ba, chiar mai mulți pe cei care o fac în mod repetat dar să studiezi astea să fii atent la ce semnezi și clar ne întoarcem la 5 și prin 4 cu să fii atent la ce semnezi să nu fii prost <laughs> <laughs> am tot vorbit de praguri de-astea Care cumva au cimenta poziția pe UG Mafia uh, Și cumva am cam fost acord deasupra lor Metalica, Care e una din cele mai mari trupe din lume Fără discuție Face o mescambă de-asta Care mie mi se pare că e un E un, un, un commercial stand, Dar mi se pare extraordinar de tare scoate un album care se numește Blacklisted, o să apară acum în septembrie, nu știu dacă știi de el, în care, care e plin de cover-uri, remixuri, reinterpretări. Și recent, acum vreo două sau trei săptămâni, a ieșit J Balvin făcând cover Metallica Wherever I May Roam. Ce și mai dubios e că e foarte tare. Trebuie să recunosc. Ai face asta cu Biugi Mafia la un moment dat? Nu. Cine să cânte piesele alea mai bine ca noi? <laughs> bune, asta adică... e răspunsul pe care am voia să-l Este atât de tataie răspunsul ăsta. Nu, nu. Știi că eu t-am mai întrebat și plănetește. Aș face mai... treburi, dar nu știu dacă la modul ăsta nu știu. Ne-am mai gândit de-a lungul timpului la a, a face treburi mai off, dar aici, în piața asta, nu știu cât de mult are sens. Fanii BiuG Mafia ar fi interesați de așa ceva? Probabil. Și atunci de ce n-ai face? Poți face altele de care sunt la fel de interesați și... Să nu fie nevoie să mă cu 30 de oameni să-mi cânte piesele bine. Nu. No. <laughs> Efort minim, impact maxim. Gata, am înțeles. Altă lecție. Uh, și treaba cu... Pentru un posibil moment în care ar uh, reveni B.U.G. Mafia la face albume, avem pregătit o întreagă strategie Marvel-like. Dar uh, depinde foarte mult de, de venituri și de ce se întâmplă pe streaming în următorii ani. Mă întorc la treaba asta cu serialul Băieți bun și piesa și cum s-au influențat unul pe altul. Ai văzut vreun produs de televiziune românesc recent sau de cinema în care ți-ai fi dorit să fi auzit B.U.G. Mafia? Uh, ala de pe HBO. Umbre? Da, umbre, da. Nu te-au te contactat? Bro, suntem scumpi. <laughs> Poftim? Suntem scumpi. Te-au contactat, dar... Nu m-au contactat, dar cred că știau. E posibil, da. Şatra Benz Benzare piesa acolo. Noi avem piesa acolo. Planetei ce are și singur piesa acolo. Că da, la un moment dat chiar mă gândeam. Bă, și la... Mai scump. Și pentru treburi de sing. O să fie o piesă, de exemplu, un filmul lui Micuț. Că tot vorbeam de Micuț mai devreme. Așa. filmul în care ai băgat acum și la care filmează acum. Da. da. Dar la fel. Scump, domnule, scump. Tu știi care e dealul cu Micuț. Da. Nu mă bag. Da. Cumva. Adică dacă e. A, e o treabă în care aș fi vrut să, fie, să avem muzică, dar dacă nu a fost să fie, n-a fost să fie, nicio problemă. Și de afară? De afară e greu să spui, pentru că trebuie să fii și realist în același timp. Eu adică știu ce. Spui. Unde ar fi funcționat, unde ar fi mers, unde. Dar nu nu, nu m-am gândit niciodată la asta. A fost o discuție, de exemplu, despre un film uh în care n-am cedat la negociere, practic. Am ajuns la un prag foarte ridicat, tot pentru străzile. Dar până la urmă nu ne-am înțeles. A ieșit uh, serial sau film? Film. A ieșit? Da. Putem să zicem? Uh, că curios. prefer să nu zic. Era un film cu Gerard Depardieu. Făcut de ceva în Argentina, Aoleu, da, gata, știu despre ce. Cum cum s-a ajuns la Biugi Mafia? Când... Uh, povestea era despre un român sau despre o fată româncă în film. Așa. Și nu, au dat peste noi, peste piesele, apropo foarte mult piese, Dar... Mulți selector v contactat. Asta e o trupă nemțească foarte tare de muzică electronică, mai hipstereasă așa. Unul din membrii este pe jumate român. Îl cheamă Gernon. Eu mă știu, mă știu personal cu el. Și la un moment dat m-a întrebat. Ultimul lor single, acum e cu Tomi Cash, spre exemplu. Mm. Și m-a întrebat, bă, dar asta e discuție de 2007-2008. Care e cel mai tare act hip-hop românesc? Că ei făceau chestia asta. Zic, bă, B.U.G. Mafia. Uh, au stat, au ascultat piese, s-au uitat. Avem studiu studio aici, deasupra. Noi nu prea suntem cu la ala. Asta da, știu. Nu, nu ne -aș, nu. nu. La hipsterii se pare un pic prea comercial ce facem noi. Eu știu hipster care sunt foarte mari fan Gimafe. Da, care poate erau dinainte sau... Dar nu, nu prea le place să recunoască când iese marțea în control, când e berea la jumate. Asta e o chestie, e o ipocrizie care pe, pe, pe mine mă deranjează. Noi nu avem o problemă cu asta, ne-am obișnuit cu ea. Uh, mă întorc la ideea asta de praguri. Am tot vorbit de praguri și plafane pe care le-a spart BG Mafia. În momentul ăsta mai aveți vreun plafon de spart? Mare are BG Mafia ceva de demonstrat? Nu. Din punctul meu de vedere, nu. Ce are de făcut? Are de făcut bani. În la rest... <laughs> îmi place buni. cum revine recurent. Faceți bani, copii. Este făcut bani. Nu sunt banii totul, dar ajută la rest. Uh... E posibil să pară acum obositoare ideea asta uh, a făcutului de bani care a tot revenit recurent, constant în podcastul ăsta. Și trebuie explicată un pic. A explicat-o, dar nu foarte pe larg. Uh, faptul că Tata e a făcut bani, Tata Vlad, sunt obișnuit cu Tata, Tata Vlad, Vlad, Irimia, Tata Vlad, e calapă făcut bani, nu anulează absolut deloc faptul Că este pasiune și investiție emoțională 100% în ce da, să faci. Bineînțeles. Vorbim doar despre perfectarea unui proces. Exact. Al eficienței. De exact. Transformarea inputului ului afectiv în ceva practic. Bineînțeles. Dacă vrei să faci treaba asta ca pe o meserie cu succes, nu ai cum să nu privești și partea financiară. E absolut normal. De la James Brown încoace că ăla e primul exemplu foarte clar de antreprenor al propriului produs muzical și în contextul în care făcea parte și dintr-o minoritate etnică de fapt nu neapărat Și Ray s a fost de exemplu foarte... Au fost, au fost au fost niște băieți care și-au luat carierele în mână da. și nu l-au dat drumul. La fel a fost și și a influențat foarte mult independența de care dă dovadă label-ul Sigmi, zic, zic în continuare, este o consecință directă a poziționării lui în industria muzicală autohtonă. La momentul ăla, dacă se discuta chestia asta foarte clar, părea un pic ipocrizie, pentru că argumentul ar fi fost ăsta. Bine mă, dar voi ați beneficia de contracte cu case de discuri care v-au ținut în spate multă vreme și acum vă e ușor, după ce ați avut contractele cu caselarea de discuri și apariții pe TV, să tot bateți ciocanul ăsta al independenței. S-a primit argumentul ăsta? Da. S-a avut discuția da, asta Dar nu. Mare parte din fanii trupei știau în ce fel suntem noi implicați în tot procesul prin care se întâmplă lucruri în. Din în și cu trupa Biblici Mafia. Și atunci nu am avut o problemă de credibilitate atât de mare cu cu asta. Vreau să de mai am, am fost în afara industriei, am funcționat un pic paralel cu ea. E foarte ciudat să fii în afara industriei de la noi și în același timp și un reper. Și să ai atât de mult succes. Într-adevăr, poate asta... Ar fost și unul dintre ingredientele care a creat succesul ăsta, pentru că dacă ne-am fi conformat mai mult cu ce se întâmplă în România din punct de vedere muzical, poate nu am fi fost atât de speciali. Um. <coughs> Doamne, și eu aveam foarte clar în cap acum și mi-a fugit ideea, dar uite, o să-mi revin imediat și o să pun întrebarea care este foarte bună, cea mai bună din seara asta. Eu trag de timp acum ca să-mi vin din nou. Uh, repet, sunt și un pic timorat după atâta vreme, deși ne, ne știm din 2013-14, așa, în continuare sunt timorat în, în, în prezența ta. o uh, să vreau să sparg jazz -ul cum zic eu, spargem jazz un aproximativ discuții. aveam o întrebare care era cea mai bună și probabil, nu, sigur era cea mai bună din podcastul ăsta și mi-a fugit. Ca să nu mă fac de râs, probabil că o să, o să termin aici. Mai am încă un moment de seriozitate. Mulțumesc Asus, rog, Republic of Gamers pentru susținerea podcastului aproximativ discuții. Uh, unul din motivele pentru care n-am nici pe departe succesul lui tataie este că mă duc să mă joc acum când... Eu nu joc jocuri îmi pare rău pentru sponsorul tău <laughs> Unii podcast alții bani <laughs> Asta am înțeles eu din podcastul cu tataie A fost o onoare și mă bucur foarte Mulțumesc. tare că ai venit Mulțumesc uh, uh, Mi-ar plăcea să mai facem la un moment dat eu am niște extra la aproximativ discuții. După următorul val de pandemie. Probabil că așa o să fie. Aș vrea să am un fel de... Nu neapărat de, de producție, masterclass de producție, dar aș vrea să am o jumătate de oră dedicată uh, procesului creativ cu tataie. Vreau să facem un breakdown pe cum își organizează tatae, procesul creativ. Pentru că, repet, ești unul din cei mai pragmatici oameni pe care pe care îi știu și o să... Ar fi treburi de vorbit. Ar fi treburi de vorbit. Și mi-ar plăcea foarte mult să facem asta împreună, să-mi să explici niște chestii. Și tataie mai în glumă, mai în serios și în spiritul trolling-ului ăsta a livrat foarte serios de tataie pe care nu poți să-l contracarezi. Că e tataie care te troluiește, știi că te troluiește, dar e serios și nu poți să-i răspunzi. Cea mai tare chestie în studio făceam la un moment dat mișto de faptul că toate crurile, toate studiourile astea, mai mari sau mai mici, de Moga, uh, ha, 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 cine mai era pe lână, Cazibo și tot așa, acolo era un motor creativ și pe lângă motorul la creativ erau tot felul de producători sau muzicieni care s arondau, care când simțeau că apare vreun hit, I gotta give it to them, aveau simțul hitului. Când simțeau că apare vreun hit, S-ar și ei să facă ceva la hitul ăla ca să fie trecut la creditam. Și tata a venit cu următoarea chestie. Bun. Există o singură rezolvare. Simte că am râs de m-am pișat pe bine. A... avem piesa asta aici. Câte tracuri are? 72. Bun. Împărțim drepturile în 72. Da? Ia fă pe calculator 100% împărțit la 72. Cât faci? Păi să vedeți că 0,16 pe pătrac. Bine. Cine a făcut fusul? Eu. 0,16 pe la tine. trece-te în dreptul tău. Cine a făcut basul? Eu. 0,16 pe la tine. Păi și ne-ai troluit așa și pe mine și pe planetă aici cu piesă împărțită în 72 de tracuri. Ca să vedem exact cât merită fiecare și mi se pare că e și trolling, dar e și foarte, foarte, foarte mult adevăr în păi asta. Da. așa împărțim banii în general. Ce ar trebui tot să. Totul e cu, cu două, cu două zecimale după virgulă. <laughs> adică trei, deja e prea mult. <laughs> două e la limita decenței, nu mod chiar în de deu meu clasic. Stăm... <laughs> da. Băi, cea mai importantă lecție pe care ar trebui să o învățați și vorbesc cu oamenii care fac muzică, mai ales în România, din episodul ăsta al podcastului Aproximativ Discuții este că trebuie să vă dețineți munca. Nu vă lăsați munca pe mâna al Eu am făcut greșeala asta și am tras un picuț și mai trag în continuare, deși tata m-a avertizat. Nu o să vă spun exact despre ce... Tu știi exact despre ce e vorba. Așa? Și știu foarte mulți artiști care nu își mai dețin munca și nu e ok. Dacă sunteți la început de drum și vreți să aveți succes, câștigați voi și luptați pentru independență, nu o să vină succesul la fel de ușor, dar când o să vină, chiar dacă o să vină mai mic, măcar al vostru integral, în mea. Și mai dulce.